Deci nu e nimic a mai cumplit decât război. E ceva, e ceva absolut cumplit, și cine s-ar fi gândit, nici măcar noi la NATO, ne gândeam că uh, lucrurile pot să redevină atât de violente. În sensul că ordinea mondială existentă nu mai corespunde realităților din lumea de astăzi. Aliații americani și britanici și alții, înainte să înceapă războiul, în februarie anul trecut, acum 500 și vreo 5 zile, cred, dacă numărăm, uh, uh, am știut că va începe războiul. Cred că el a început să creadă propria propagandă, că Occidentul e decadent, că americanii și noi, NATO, nu ne revenim după Afganistan, pentru că a fost greu după Afganistan. Nu ascundem nicio secundă, ne-a fost foarte, foarte greu. De exemplu, Republica Moldova are ca proiect să devină în această toamnă, această toamnă, deci peste câteva luni de zile, candidat oficial la integrarea la UE. Deci, în tratatul de aderare al României, la, adică ce am încheiat noi ca negocieri spunea foarte clar că în șapte ani de la aderare, România devine automat membru Schengen. O formă de relativizare a angajamentului lor față de mine. Asta mă enervează tare de tot. Asta nu se fac. Și mai se întâmplă și alte lucruri pe la granițe, ca să treacă mai repede. Se mai întâmplă și alte nenorociri, care nici ele nu sunt bune. O să devină acasă dacă va decide personal el și familia lui, ea și familia lor. Că e ceva de făcut acasă, dar în... haideți acasă că e patria. E patria, dar trebuie să dau și de mâncare la copii. În sensul, băi, fraților, e educația e, pe bune pentru toți copiii țării este o chestie în care merită să facem treaba asta, o facem, ne punem de ea și noi nu avem nevoie de o, re de o relație încordată și tensionată cu Rusia ba, la lung. Nu asta e interesul nostru. Vrem să ajungem la o formulă de coexistență măcar predictibilă. Ne știau ei, și pe mine și pe, pe nevastă mea și toată echipa din ambasadă ca pe oia care îi dădeai afară pe, pe ușă, intram pe geam. Tatăl meu te iubește când ești mare și tare și a doua seară, a doua noapte, spui, știi cine, te cuiți pe acolo, nu mai e nimeni. A doua zi dimineața, nu? Mă. Dimineața mai mult. Că nu există absolut niciun motiv de a te simți inferior și complexat față de oricine din lumea asta dacă îți vezi de treaba ta. Nu aștept nicio propunere de candidatură din partea nimănui. Întrebarea e la mine. Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vind O Poveste. După cum v-am promis în urmă cu ceva vreme, seria de episoade de vacanță vor fi mai light, mai legere și cu discuții mai relaxante și, bineînțeles, și amuzante. Însă, noi putem să facem toate aceste lucruri și să ne distrăm în această perioadă a verii pentru faptul că Beneficiem de niște avantaje uriașe, și nu mai simțim de ceva vreme absolut deloc faptul că la câteva sute de kilometri de noi se întâmplă un război în toată regula. Și asta pentru faptul că, iată, exact așa cum spuneam, ne bucurăm de avantajul de a fi membrii ai Uniunii Europene, dar și mai important, de a fi membrii ai NATO. Iar discuția de astăzi pentru mine este un privilegiu și sper să fie și pentru voi o plăcere, pentru că vom răspunde la niște lucruri cât se poate de importante și vine cu cele mai valoroase informații, cel mai potrivit om pentru a ne vorbi despre toate aceste lucruri, domnul Mircea Joană. Bine ați venit și mă bucur tare mult că sunteți aici. Mulțumesc că m-ai invitat. Ce faceți? și la mulți ani, în primul rând, că ieri a fost ziua dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Încerc să iau vacanță și, și tot încerc să iau vacanță și o puțin. A fost un an greu, un complicat, apropo de nenorocirile care se întâmplă nu de departe de noi. Termina și un summit interesant, chiar interesant. Și mai am, mai am de făcut încă un pic de treabă, mă duc până în America, mâine plec. Și după asta sper să am și o două, trei săptămâni de vacanță. Așa, okay. că, așa că discutăm și despre vacanță dacă e nevoie. <laughs> Super, o să ajungem și acolo. Uh, însă mi se pare foarte, uh, uh, foarte bine faptul că putem să vorbim despre lucrurile astea, și că situația este una uh, aproape că e greu de descris. Când uh, mie, când mi se vorbea despre război, în principal la școală, în discuțiile cu familia, cu membrii ai familiei care chiar au și prins război și au văzut războiul pe teritoriul României, percepția pe care eu aveam și care mi se formase despre acest cuvânt ce definește lucruri absolut odioase, era una complet diferită față de cum trăim astăzi un război care se întâmplă la granița noastră. La câteva sute de kilometri de noi e frontul de luptă, hai să nu exagerez, la aproape 1000 de kilometri de noi e frontul de luptă și acolo se întâmplă zilnic bătălii între forțele ucrainene și forțele ruse uh, și există chiar dincolo de faptul că pe noi chestia asta nu ne-a afectat în mod direct. Există orașe întregi în Ucraina unde viața aproape că revine ușor, ușor la normal. Vorbim de orașele vestice, de capitala Kiev, de Livov și așa mai departe sau Lviv, cum ni se mai spune. Motiv pentru care multă lume și bagatelizează ceea ce se întâmplă acum în război. Am observat foarte mulți oameni care spun că, domnule, ce război e ăsta dacă ăia stau la cafenea la Kiev cum se poate întâmpla așa ceva? Da, că le mai sună antiaerian aia o leacă, dar ei stau acolo la cafenea, n-au niciun fel de, uh, de grijă și că nu i domnule război acolo în Ucraina. Ce e asta? Toți avem uh, amintiri din familii, de la bunici și de la rude care au prins războiul celălalt. Și din păcate România, dacă te uiți așa puțin pe războiul 1 și al doilea mondial, cred că am pierdut undeva spre un milion de oameni. Bun. Și civilii care s-au prăbădit săraci în bombardamente și în toate lucrurile. Deci nu e nimic a mai cumplit decât război. E ceva, e ceva absolut cumplit și cine s-ar fi gândit, nici măcar noi la NATO ne gândeam că uh, lucrurile pot să redevină atât de violente. Și, și război e foarte violent. Faptul că. Uh, cred că ne și, într-un fel, e și un fel de banalizare a răului. E o formă psihologică de a ne proteja. Uh, pentru că la început toți eram, toată lumea, și ai noștri, și în Occident, și peste tot, erau extrem, extrem de emoționați, de tulburați. Și după asta, ușor, ușor, lucrurile s-au banalizat într-un fel. Și e o, o, formă de autoapărare, cred. Pe de altă parte, nici nu poți la, la nesfârșit să vorbești despre același subiect, pentru că sunt alte lucruri, probleme de sociale, cu, cu jobul, cu casa, cu apartamentul, cu copiii, cu necazuri, cu bucurii, cu botezuri, nunți și înmormântări și parastase. Toată to viața merge înainte. De aceea cred că trebuie să încercăm să punem la locul potrivit ce se întâmplă acum. Eu vă spun ca unul care face meseria asta de ceva timp: lucrurile nu vor mai fi cum au fost. Chiar și când se va termina acest război, sper să termine cât mai repede, într-un fel răul a fost produs. S-a declanșat o, o, o chestiune care schimbă în mod profund modul în care funcționăm în Europa. Uh, mai este o chestiune. Războaiele tot timpul sunt și acceleratoare ale istoriei. Uh, ele au întotdeauna un profund efect uh, blestemat, negativ, păcătos. Moare lume, se distrug lucrurile, destine, oameni. Uh, averea omului e distrusă, un raid aerian. Dar ele produc și o accelerare a istoriei. Mm -hmm. Pentru că noi am avut de la, de la căderea comunismului, am avut o perioadă foarte complicată pentru noi, pentru români și pentru Europa de Est că să te treci de la comunism la capitalist, să treci de la, de la, dictatură la o formă de democrație totuși funcțională, a fost complicat. De asta atât de mult talent din zona noastră. Uh, muzicieni talentați, pictori talentați, artiști talentați, oameni care fac podcast foarte talentați. De ce? Pentru că a fost o chestie traumatică. Să schimbe așa de mult un mod de a opera la un alt mod de a opera e complicat. Tot răz și războiul ăsta va schimba e, lucrurile pentru perioada care vine. Că el nu vine izolat. Războiul este decât o felie, e, o bucată e, din lucrurile care se întâmplă de ceva vreme. O transformare care se întâmplă de ceva vreme. A început cu criza financiară de acum 10 ani de zile, care a schimbat foarte, foarte multe lucruri. A schimbat ideea că nu avem nevoie de stat și de guverne în economie. Pentru că ai nevoie, când e criză, ai nevoie cineva să înceapă să, să facă, să ajute. A venit pandemia. Mm -hmm. A schimbat o groază de lucruri și lucrurile încă sunt în derulare. Faptul că pandemia s-a încheiat, de bine de rău, nu înseamnă că efectele pandemiei s-au încheiat. După asta vine revoluția tehnologică. Pandemia, voi ați început podcast în pandemie, cred, nu? Mm -hmm. păi, da. Normal, v-ați adaptat la o schimbare. E, dacă vreți, în, în micro, o chestie mult mai mare. Și acum vine și război. Și mai vine și ascensiunea Chinei. Și mai vine și competiția pentru cucerirea spațiului extraterestru și să ne căutăm o casă în viitor, dacă nu o să mai putem să mai ținem planeta asta frumoasă și minunată, cât de cât în regulă. Deci, ceea ce vreau să spun că întotdeauna când ne uităm la un eveniment atât de brutal și de păcătos cum e războiul din Ucraina, asta e meseria mea, să mă uit să văd cum influențează treaba asta un spectru mult mai larg, în economie, în societate, în tehnologie, în geopolitică, în. Geoeconomie. Deci este este un război care, din păcate, probabil că va mai continua. Dar el, de fapt, face parte dintr-o reașezare a lumii. Uh -huh. uh, un prieten de al meu și un tip foarte, foarte deștept, Ian Bremer îl cheamă, uh, conduce o firmă de, de risc politic, se numește uh, Grupul Eurasia, Eurasia Group, vorbea despre ce el numea un fel de recesiune geopolitică. În sensul că ordinea mondială existentă nu mai corespunde realităților din lumea de astăzi. Și atunci este o recesiune, este o nepotrivire între regulă și, și realitate. Ok. Și asta este, de fapt, cred eu. Cred că nu avem voie să întoarcem privirea în partea când e suferința unor oameni. Oricât de mult ne-am ne obișnuit cu necazuri, oricât de mult am avea și noi problemele noastre și le avem, cred că e o chestie de omenie mm. să încerc să-l ajut pe la care are nevoie. Și au și ei nevoie, avem, au și ai noștri nevoie. Deci o perioadă o perioadă foarte complicată, de mare transformare și cine, cine se adaptează e, prosperă, cine nu se adaptează e în partea cealaltă. Plânge, da, plânge. Dacă nu vinde batiste. Uh... Eu am învățat în decursul timpului, cel puțin în ultima perioadă, care a fost destul de grea din punct de vedere al asaltului informațional. Cum ați spus și dumneavoastră, treaba asta a început odată cu pandemia. Atunci s-a simțit cel mai puternic curent de dezinformare, de fake news și așa mai departe. Și am observat și reacțiile în societate în legătură cu lucrurile astea. Adică ele își atingeau un scop destul de rapid ajungeau la a creat tot soiul de discuții gratuite, inutile între prieteni, între membri ai familiei fiecare om având câte o părere sau alta, de cele mai multe ori superficial formată fără să fie bazată pe informații verificate sau pe informații măcar atent gestionate și am văzut uh, uh, foarte multe perspective. M-am învățat că de cele mai multe ori oamenii care vin și spun Tărie, că știu cum s-a întâmplat un lucru sau știu cum se va întâmpla un lucru mai grav, a, sunt oamenii care de fapt și de drept nu au informații aproape loc sau au informații total neverificate. A, războiul a, de, a redevenit a, pentru scurt timp cei drept, a, a revenit în prim plan odată cu a, toată nebunia ce s-a întâmplat cu Prigojin, acea tentativă de puci cum o prezintă unii, acea cacialma cum o prezintă alții și a, am observat că poziția atât a NATO cât și a Statelor Unite ale Americii a fost una cât se poate de rezervată cu privire la treaba asta, pentru că cel mai probabil informațiile nu sunt suficiente cât să poată să, să spună că, domnule, uite, asta s-a întâmplat de fapt, sau cel mai probabil asta s-a întâmplat. A fost un eveniment cel puțin ciudat, intens discutat, dar care a readus războiul în prim plan și unde, din nou, s-a pus problema dacă mai are Putin puterea pe care. Cel puțin ne-o prezenta prin instrumentele sale de propagandă că o are. Bun, informații sunt. Acum, întrebarea cum le folosești. Uh, aliații americani și britanici, și alții, înainte să înceapă războiul, în februarie anul trecut, acum 500 și vreo 5 zile, cred, dacă numărăm, uh, uh, am știut că va începe războiul. Și, într-un fel, cred că au. Uh, Împărtășit informații foarte sensibile. Asta sunt chestiuni culese pe sisteme de informații, de colegia de informații. Și le-au împărtășit cu noi toți în, în, în Alianță, ca să nu mai pățim ce a fost în 2014, când s-a ocupat Crimea și timp de vreo două săptămâni, chiar și la noi, unele state spuneau că omuleții averzi nu erau de fapt bruși. Nu. Sunt unii care s-au dus la magazinul de vânătoare și au cumpărat o uniformă verde și au luat o pușcă și au luat un, un și s-au dus să ocupe, să ocupe crimea, fără niciun fel de implicare din partea rușilor. Și atunci, informația are două scopuri. O informație are unul se țină pe decidenți informați și uniți. Și asta au făcut americanii și britanicii, împărtășind cu noi în, în 2022, cu mult înainte. Știam la interval de câteva zile când se va întâmpla, unde se va întâmpla și cum se va întâmpla. La fel și cu episodul cu Prigojin. Noi nu am comentat public, deși aveam informații destul de multe, nu complete, dar suficient de multe, pentru că n-am vrut să dăm apă la moară propagandei, cum că NATO și americanii sunt cei care, de fapt, instrumentează așa ceva. Nu-i vorba de așa ceva. Și ca să, să nu alimentăm metanarativul lui Putin, că războiul pe care ei l-au început împotriva în Ucrainei este, de fapt, provocat de americani și către NATO. E, e noaptea minții. Mm -hmm. Ca să spun ce pot să spun, cred că este mai degrabă un început de refuială între clanuri. Okay. Pentru că modul în care este organizată puterea într-un astfel de sistem este organizată pe, pe un sistem de interese, clientelare. Prigojin se știe cine este, de unde și-a făcut averea. În continuare, operațiunile din Africa sunt finanțate și susținute masiv de către statul rus. Deci a fost o operațiune mai degrabă de, de, de luptă de putere în interiorul clanurilor. Nu cred că el a avut în intenție să-l dea jos pe Putin, Cred că a avut pur și simplu nevoie să fie sigur că partea lui de putere în economia sistemului de putere din Rusia și de bani și de militar și de, de, de putere politică nu este afectat. Dar este un semn de fragilizare a regimului lui Putin, și secretarul Blinken, secretarul de stat american, spunea, probabil că ca la Netflix o să mai urmeze ceva episoade din, din serialul ăsta. Pentru că imediat după weekendul respectiv, de acum 3 săptămâni, uh, au apărut teorii vehiculate și bineînțeles că și oameni care pe nemesticate au început să le propage, uh, conform cărora, uh, bineînțeles că toată această chestiune a fost uh, o regie pusă în scenă de către Kremlin și de către Putin, uh, special pentru a uh, distrage atenția și pentru a muta trupele Wagner prin Rusia în Belarus și se mai, mai încerce încă o dată un atac asupra Chievului, ceea ce mi-e din punct de vedere militar cât mă pricep eu din poziția de urmăritor la televizor a războiului ar fi o nesăbuință totală și cred că nici măcar un dictator n-ar putea considera că e ok să mai încerce încă o dată o manevră care nu a ieșit în urmă cu 500 și ceva de zile când avea trupe mult mai bine antrenate mult mai bine pregătite chiar dacă și ele avea un nivel foarte scăzut nu, este, este ilogic politic, în primul rând. Dincolo de. de tot războiul este ilogic și militar, și politic, și strategic. Adică, pentru un om atât de calculat și antrenat, cum e Putin, antrenat servicii de informații, KGB din tinerețe, un om care părea să fie campion la șah, strategic vorbind, mutând mm -hmm. colo-din colo cu atenție, cunoscând, pentru că e ofițer de informații, fost, fost, fost și cum operează Occidentul, cred că el a început să creadă propria propagandă, că Occidentul e decadent, că americanii și noi, NATO, nu ne revenim după Afganistan, pentru că a fost greu după Afganistan. Nu ascundem nicio secundă, ne-a fost foarte, foarte greu. Și ne-a fost greu, nu doar strategic, dar și emoțional. Am colegi și colegi acum care încă au traume psihologice pentru că știu că au lăsat în spate niște oameni din Afganistan care lucra pentru noi. Și este, este, este păcătos rău, este traumatic să știi să faci chestia asta. De el a făcut un calcul greșit, greșit. Uh, Mi-aduc aminte în 2021, deci înainte de război, uh -huh. sunt eu invitat de către, de către Zelenski, președintele Zelenski, fusese recent ales, la o conferință la Kiev. Platforma Crimeei Ok, ca să țină subiectul crimei ocupate ilegal în atenția opiniei publice internaționale. Ok, mă duc acolo, dăm cu discursul ca ale noastre, cum, se face la din asta. Dar a doua zi avea 30 de ani de la, de la declararea independenței Ucrainei. Și îl întreb pe Zelenski, pentru că tocmai publicase Putin, cred că și acum e pe site-ul Kremlinului, un eseu 3000 de cuvinte, ceva de genul ăsta, în care el susținea Putin, semnat de el, probabil scris de oamenii care se pricep uh -huh. să scrie, că Ucraina nu există ca națiune. Și multe lume se gândea, e Ucraina, vestul, estul, Lov, Lviv, uh -huh. da? Adică sunt multe lucruri acolo care nu, sunt, nu erau foarte, foarte așezate. Deci, practic, Putin îi spune lui Zelenski, nou ales președinte al Ucrainei, domnul Zelenski, țara pe care o conduce, de fapt, nu există. Națiunea pe care dumneavoastră ați fost ales-o nu există. Pentru că spune, uite că n-a fost așa, ca a fost Rusia-Kieviană, ca acolo s-a născut Imperiul Rus, la 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 la. la. Ok. Și întreb pe Zelenski, la, la, pe președintele Zelenski, la Kiev la Era august 2021. Adică imediat după retragerea din Afganistan, ca să. Da, mă rog, și... era, nu erau legate subiectele direct. Și zic, mm -hmm. nu, dar când îi răspundeți lui Putin? Domnul președinte, când îi răspundeți lui Putin? Era și culeba, ministrul de externe lângă el. Și spune nu că te să-i răspund direct, dar așteptați discursul meu de mâine, adică la discursul de la 30 de ani de la independență. Și acolo a început să vorbească, a vorbit un discurs foarte bun, foarte reușit. El, el, e, el, bun. el fiind și dintr-o lume a spectacolului, am văzut parada de 30 de ani. Incredibilă, nu doar parada militară dar cu cântece, cu ecrane, cu macarale care filmau de sus în jos. Era producție ca la Hollywood, incredibil bine făcută. Mm -hmm. Discursul e foarte interesant despre Hadman, despre nu știu cine, despre identitatea lor națională. Eu cred că greșeala cea mai mare pe care a făcut-o uh, Putin cu războiul ăsta, pe lângă faptul că ne-a subestimat pe noi, a crezut că suntem, uh, suntem cu mintea în altă parte, nu suntem, când apare ceva serios ne adunăm, a fost de fapt că uh, de fapt, el a, a reușit prin războiul ăsta păcătos, prin sute de mii de oameni omorâți, prin distrugerile pe care le fac, să forjeze o identitate națională ucraniană pe bune. Deci, mm -hmm. în clipa de față, prin acest război, ăștia o să povestească cum mai noștri ne povesteau. Îmi aduc în minte de un fratele unui bunic de al unuia dintre bunicii mei care luptase pe la Iași pe undeva când veneau rușii peste noi în 44. În Stan Carazunovan. Și, și, și spunea cum trăgeau cu mitraliera și nu pot să spun acum că n-am avem voie. Ce făceau ca să... să, că să era încinsă la, la, roșu mitraliera. Și ea veneau și veneau și veneau și veneau și veneau. Dar asta era o amintire. Pentru ucranieni, în timp de generație, o să povestească de războiul în care au rezistat. De aceea, cred că cea, ce s-a întâmplat acum va avea consecințe profunde. Și pentru noi, în Europa, eu cred că uh, Ucraina va veni către noi, către Europa. Asta avea un efect pozitiv asupra Republicii Moldova, care mă bucur foarte mult că par să fie hotărâți să, 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 să vină energie către Europa. Haideți să facem orice ca să-i ajutăm. Orice. Și eu fac cât de mult pot în poziția mea, sunt și român, am și poate o sensibilitate aparte, cu toții cred că o avem, Georgia, pe partea uh -huh. alta Mării Negre, pentru noi este vital, e un punct, el trebuie să avem, să fim siguri că și ei vin către noi, pentru că atunci tot ce înseamnă conducte pe sumarea neagră, fibră optică, gaze, electricitate, conexia către comerț, către alte zone, Caucaz, Asia Centrală, încolo, trebuie să se întâmple. Deci eu cred că, într-un fel, vom avea o Europa mai, mai integrată cu Ucraina, Moldova, Georgia, Balcanii, cu toții alături de noi și asta e un lucru foarte, foarte bun, pentru că pentru prima dată în istorie, România, nu doar că avem protecție clară din NATO, asta e evident. Nu mai reprezintă zona tampon. Nu mai suntem tampon. Nu mai suntem frontieră. Nu mai ești cetatea cum a făcut Ștefan. Uh -huh. Dar toate cetățile care le-a făcut la Hotin, la toate, pentru ce le-a făcut? Le-a făcut ca să protejeze rute de comerț și ca să se apere împotriva invazilor. Deci cred că asta ar fi dacă o fac. Și de asta suntem hotărâți să o ducem la bun sfârșit. Și vrem ca să dăm o șansă fiecarei țări europene care vrea și poate să fie alături de noi, să fie alături de noi. E adevărat că lumea și la noi a început să se banalizeze subiectul ăsta și cu EU și cu NATO și eu nu spun că nu sunt multe lucruri care pot fi făcute mult mai bine, în special în UE, vis-a-vis -vis de poziția noastră, asta cu Schengen-ul, ne frământă pe toți. Adică sunt lucruri care creează un sentiment de, 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 să zic, de tratament diferențiat față de noi în Europa. O parte este adevărat, o parte este faptul că nu ne-am apărat noi interesele suficient de bine de multe ori, dar una peste alta n-aș vrea să mă gândesc ce ar fi fost... Ca noi să nu fim în NATO și în UE și să fi fost și noi o zonă tampon, cum sunt săraci de ucraineni sau moldovenii mm -hmm. din Republica Moldova. Îmi spunea fosta prim-ministru Gavriliță, o femeie de toată isprava, când a venit să mă vadă acum câteva, când era prim-ministru încă, nu știam cifrele astea că 1,5 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova au și cetățenie românească. 1,5 milioane. Gigantic! Mm -hmm. Bun, poate mulți au luat cetățenie pentru că era un pașaport european și puteai să mergi să muncești în Spania, în Italia, în Portugalia, unde sunt și și peste tot. Dar una peste alta, cred că se creează un... o dinamică foarte interesantă. Și cultural vorbind, și bă, e o chestiune pe care oricât de mult ar încerca propaganda rusă să o a, a, țină sub control în zona Republicii Moldova, e limpede bă, că o schimbare se întâmplă și prin bă, acțiunile românilor de acolo, a, și prin faptul că foarte mulți artiști vin de la ei, vin în România, aleg să cânte în limba română, deci pentru ei a, posibilitatea de dezvoltare ar fi fost una mult mai mare da, dacă ar fi în zona rusă. Ați spus despre faptul că e o perspectivă foarte bună a faptului că Ucraina va veni către Europa, că Georgia, că Republica Moldova, mi-aduc aminte de discursul președintelui Biden de la Varșovia de anul ăsta din 24 februarie când a salutat-o public pe Maia Sandu, pe doamna Maia Sandu, cred că acelea sunt niște semnale cât se poate declare ale faptului că direcția Republicii Moldova, dar și a acestor țări, e una destul de clară. Uh, problema e în schimb alta. Toată lumea uh, se întreabă când se va întâmpla asta, pentru că e o chestiune cu bătaie lungă. Uh, Ucraina, cât e în război, nu poate fi invitată în NATO, pentru că atunci s-ar complica lucrurile și s-ar legitima, cum spuneați și dumneavoastră, toate. Uh, Propagandele Kremlinului cum că el se luptă de fapt cu americani și că americanii l-au atras în război, și procedural vorbind, știu că e destul de complicată, adică ar dura niște ani aderările acestor țări, atât la NATO, dar mai ales la UE. Pe Republica Moldova, cred că dacă ar fi, lăsăm la o parte partea sentimentală și politică și strategică, evidentă, îi ajutăm cu tot ce putem. Ei sunt parteneri în comun pentru UE și pentru NATO și încercăm să lucrăm reziliență, o groază de chestii împreună, să ne punem resursele împreună să-i ajutăm pe dânși. Dar vorbim ce spuneai mai devreme, pe dezinformare, pe influență rusească, pe, pe masă, pe sub masă, plătind politicieni, făcând. Republica Moldova este un studiu de caz pentru ceea ce am putea numi un război hibrid total. Ok. Adică fără militari, că n-au forță. Că dacă, erau, dacă luau Odessa, doamne ferește, și planul inițial era să înconjoare Ucraina pe toate părțile, să ia Odessa, să facă joncțiune prin Transnistria, Belarus și să fie practic într-o într menghină. Asta a fost într-o clește, într-o menghină, Ucraina. A fost, n-au avut cu rușii. și ucranienii, bravo lor, se bat. Deci nu e nu un risc militar pentru Republica Moldova. Dar în rest, tot ce este manualul de război hibrid este folosit ca, la, ca, și cum ai cânta la, la pian și apasă pe toate clapele de la partitura numită război hibrid total împotriva. Energie, cibernetic, intimidare strategică, vedeți că vă dăm cu racheta, instigare la nesupunere socială, politicieni care și așa mai departe. Ceea ce, ceea ce face ca împreună cu, cu subiectul ucrainian este ca uh, procedurile clasice de aderare la UE și eventual la NATO să nu mai fie la fel de lungi ca de obicei. De exemplu, Republica Moldova are ca proiect ca până la finalul acestui an să îndeplinească cele 9 condiții pe care Comisia Europeană le-au pus să le îndeplinească și să devină în această toamnă, această toamnă, deci peste câteva luni de zile, candidat oficial la integrarea la UE. Okay. Ucrainii fac o presiune fantastică și știți bine că fac lobby și știu să... o să revenim poate la discuțiile de la, de la Vilnius cu cu și despre mm -hmm. aderare la NATO. Uh, uh, timpul, timpul este mult mai comprimat istoric și de aceea eu nu cred că va dura un deceniu sau nu știu cât timp. Deci, dacă Republica Moldova devine candidat la UE și ucranienii reușesc să izbândească și să stabilizăm, să avem un, un, măcar un început de pace în Ucraina, eu nu cred că procesul de integrare europeană în cazul Moldovei. Moldova este o țară neutră din punct de vedere constituțional. Okay. Pentru că după războiul din Transnistria de acum 30 de ani, din motivele care nu are rost să le comentăm acum, e deja istorie, dânsii sunt neutri din punct de vedere constituțional. Și noi la NATO respectăm treaba asta 100%. Băi, nu vreți în NATO, sunteți neutri, asta nu înseamnă că nu lucrăm cu dumneavoastră. Dar membrii nu e pot să devină. Și de aceea eu nu cred că în următorii câțiva ani de zile, nu mulți, am putea să-i avem și pe dânsii din Republica Moldova și pe, pe ucranieni și sper eu și pe georgieni și Balcanii de Vest cu toții în familia cu, în familia noastră. Și cred că, încă o dată, pentru România este veste formidabilă. Să ai în jurul tău e, numai țări care fac parte din aceeași logică și aceeași aceiași... Chiar dacă nu, relațiile nu sunt perfecte, că mai e cărăială cu unul, cu altul, mai sunt interese, nu, nu, e, nu, e, nu e tot timpul paradis. Mm -hmm. Să apară tot timpul aceleași discuții, canalul Băstruaie și da. mai departe. De exemplu, prietenii de la Chișinău ne roagă foarte mult și încerc să fac și eu lobby la Vasile Pușcaș, cel care a fost negociatorul nostru pentru aderarea la UE. Eu în 2004 eram ministru de externe, am încheiat negocierile de aderare ale României la UE și am intrat atunci și în NATO și încercăm să găsim formule să l împrumutăm pe Vasile pentru că e atât de experimentat negocieri, și ca să încercăm și noi, și în plan personal, dincolo de poziția de la NATO, încercăm să-i ajutăm cu tot ce știm. Uh -huh. Cu Institutul Aspen, pe care l-am fondat acum niște ani, deschidem un birou la Chișinău. Tocmai pentru a putea să. Și îndemnul meu, că de asta poate mă bucur că ai ridicat subiectul ăsta, o, o, o șansă că asta vine de două ori pe secol dacă noi am avut un pic de noroc după căderea comunismului și suntem acum în tabăra vestică, cu toate imperfecțiunile și cu toate problemele care trebuie rezolvate, pentru frații noștri, sorii noștri, Republica Moldova asta e a doua șansă după căderea după destămarea URSS-ului, asta e a doua șansă. Exact, da. Și da. nu avem voie să o ratăm și sunt convins că o să, o să reușim să aducem alături de noi în Europa și asta ar fi o veste formidabilă. Cred că și bunicii noștri care au luptat s-ar bucura să știe că îi ajutăm să vină alături de noi în Europa. Bun. Toate lucrurile astea... Bă conturi și vor, se vor materializa, iar lumea va avea o, o încredere mult mai mare și odată ce conflictul militar va fi încheiat în, în Ucraina. Din punct de vedere militar, eu cred că situația e la nivelul la care putem să ne creăm speranțe mari că Ucraina va ieși dacă nu învingătoare, că oricum sunt învingători acestui război până în momentul de față, depinde ce înțelegem prin, prin cuvântul ăsta, prin, prin învingători, dar cred că există șanse reale să recupereze teritoriile pe care Rusia le-a ocupat cu forța atât acum în acum 500 de zile, cât și în 2014. Știu că există ajutoare pe care NATO, prin țările aliate, le oferă către Ucraina în această perioadă. Cel mai probabil nu se poate vorbi despre multe dintre ele, pentru că ar fi absurd și logic. Mă gândesc, de exemplu, că din momentul în care s-au hotărât să se trimită avioane către Ucraina, piloți erau deja instruiți de ceva vreme sau se începuse deja instruirea lor, însă nu se declarase publică treaba asta, public treaba asta. Dar vreau să vorbim despre șansele reale pe care Ucraina le are de a încheia acest conflict spre sfârșitul acestui an sau poate măcar începutul anului viitor. E un paradox aici. În sensul că cu cât ajutăm mai mult Ucraina acum, cu atât mai repede vine pacea. E un paradox pentru că, mă normal, spui, dacă le dai mai multe arme și îi ajuți, războiul se intensifică. Nu. Războiul poate că se intensifică, dar este singura cale să schimb calculul strategic din capul lui Putin și al Kremlinului pentru a-și da seama că, la o analiză cost-beneficiu, pierderea e mult mai mare pe tot ce înseamnă interesele Rusiei, care rămâne o țară importantă, dar care în clipa de față este într-o într într recesiune strategică accelerată. Și orice război este imprevizibil prin natura lui. Nu, nimeni nu poate să spună, nimeni nu poate să spună cât va dura, că e până acum, că e până la anul. Și dinamica războiului va fi influențată de contraofensiva care se derulează acum. E complicată, știam că va fi complicat, pentru că e mai ușor să te apări. Rușii au făcut trei linii de apărare succesive, zdravene și cu obstacole fizice și foarte multe mine au nevoie mm. de, 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 minare foarte multe și pentru zona civilă, pentru agricultură au nevoie de, de, minare. Dar probabil că într-un orizont predictibil de timp se va ajunge de ambele părți la o înțelegere a faptului că acest război trebuie să se termine, pentru că trebuie două părți ca să ajungă, să ajungă la, la o pace. Nu orice pace, ci o pace, o pace durabilă, sustenabilă, pentru că dacă e doar o pauză ca rușii să se renarmeze și după șase luni să vină din nou împotriva oamenilor ăstora și noi să reîncepem aceeași discuție despre ai să-i ajutăm și cum să facem, va fi foarte, foarte complicat. Dar noi lucrăm într-o logică de atingere cât mai rapidă a păcii, pentru că pacea este cel mai important lucru. Și uitați-vă, uite generația voastră, stăți aici și cu colegii tăi și prietenii tăi aici în studio, E un șoc să vezi că e război, e posibil în ziua de azi război. Te gândeai că se o groază de alte războaie, de informație, de aia, de tehnologie, de joburi, de competiție, dar nu, nu, nu război cu, 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 nenorocirile care se întâmplă acolo. Și cred că este foarte, foarte important să, să terminăm acest război cât mai curând și să creăm condiții ca să, să nu se mai, să nu se mai repete nu mă hazardez niciodată și nici noi nu putem face public și oficial așa ceva, dar o chestiune pe care am vorbit-o și la, la Vilnius, la summit acum, și cu președintele Biden și cu Zelenski și cu secretarul general Stoltenberg în discuțiile care am avut acolo și e o, e, o, e o frază simplă. Nimic despre Ucraina fără Ucraina. Adică noi, noi nu vom fi spuși și nu o să facem niciodată ce, ceea ce unii, apropo de dezinformare, Știi ce? Că dacă vrea Americanul și NATO să se scoată din priză pe ucranieni, imediat vor fi forțați să facă pace cu rușii, indiferent de cât teritoriu au ocupat rușii de la... Ei. Păi închipuiți-vă voi, la, adică să ne închipuim pentru România, să ai 20% din teritoriul României, cât avem 242.000 de mii kilometri pătrați. Mm -hmm. 20% ar însemna undeva la 50.000 de mii kilometri. Gândiți-vă că s-ar ajunge la, la prima înțelegere, ca granița să fie nu pe Prut, să fie pe, pe, pe Siret, sau mm -hmm. ceva de genul ăsta. Deci trebuie să le dăm o șansă corectă aucanilor să recupereze cât mai mult, preferabil integral, teritoriul pe care l-a ocupat ilegal rușii, și dând și să decide când este un moment bun pentru, pentru pace. Noi lucrăm și luptăm și ne, ne, ne străduim să creăm condiții pentru o pace durabilă în Ucraina. Și asta este, de fapt, misiunea noastră centrală: să apărăm un miliard de oameni care trăiesc în țările NATO, inclusiv suedezi, finlandezi, devenire mai curând. Da la noi, dar mai ales țările de pe flanc, cum e cazul României și uh, o uh, pace în Ucraina, interesul nostru al tuturor și asta încercăm să facem. Pace, pace, pace. Nimic mai bun decât pace și stabilitate. Și după aia poți să faci un podcast, după aia poți să faci un business, poți să faci o nuntă și un botez și un parastas, că ți le faci cât de cât mai liniștit. Uh, chiar dacă ești vesel sau trist, funcție mm -hmm. de momentul vieții. O discuție foarte importantă cred că e și cea legată de reconstrucția Ucrainei, de ceea ce se va întâmpla în Ucraina după ce acest război se va fi încheiat. Și... Și uh, cred că există o grămadă de oportunități pentru România din toată această situație Cât de, și nu vreau să sune cinic sub nicio formă, nu e vorba despre asta, ferească Dumnezeu, dar exact așa cum spuneați mai devreme, războiul reprezintă ocazie de reașezare și totodată uh, pentru noi uh, aduce foarte multe beneficii. Uh, n-am cum să nu mă gândesc la faptul că în sfârșit se lucrează și se lucrează cu viteză și cu spor la autostrada către Moldova de când a început războiul. Uh, eu sunt ieșean, iar uh, aeroportul care era mai mult aerogară până acum începe să prindă contur cu un terminal ultramodern care va fi finalizat la finalul acestui an, ceea ce din nou e pentru România e uimitor că ne-am obișnuit să dureze mult lucrările astea și de asta vreau să vă întreb despre oportunitățile pe care dumneavoastră le vedeți pentru români și pentru România în toată această perioadă de reconstrucție în care interesul tuturor și a NATO și a Uniunii Europene și a americanilor e ca România să fie o zonă solidă aici în zona de est a Europei. Reconstrucția este doar o bucățică a unei noi realități economice care se va așeza și la estul României. Eu sunt un om care mă uit la dezvoltarea României cu, cu, cu interesul nu doar a ce se întâmplă în șase luni sau în un an sau doi, ci se întâmplă într un deceniu, în două. Așa sunt eu, ăsta e antrenamentul meu, să lucrez cu lucrurile, cu lucrurile mai strategice. Și spuneam mai devreme că odată la, de două ori pe secol e o șansă ca Republica Moldova să evadeze de, de sub surghiunul istoric la care a fost supusă fosta Basarabie și cea mai rămas din ea în, în, forma actuală a Republicii Moldova. Și Ucraina și Georgia și ceilalți. Și Balcanii în partea asta. Să nu uităm și nici de ei. Ce se întâmplă? Și din neputința noastră cronică de a investi în infrastructuri, de a lega peste Carpați provinciile istorice și Iașu pentru mine, e, nu, nu pentru că ești tu de acolo, dar uh, a făcut sacrificiu suprem la Unirea Principatelor. A da, abandonat a deliberat, capitala. a spus păi, cine era mai capitală, uh, Iașiul sau București pe vremea? Iașu era dita mai capitală, de dita mai moldova, adică era, se și vede acum câtă cultură e, cât, cât, de, cât, de, cât de frumos e orașul respectiv. Dar pe lângă neputința noastră de a ne conecta provinciile și, și să trecem Carpații cu infrastructuri în toate direcțiile și, către, și și din sud și din est, faptul că țări de la estul nostru vor fi ridicate economic prin reconstrucție inițial, dar și prin integrare europeană în particular. Vom fi într-o zonă de liber schimb comună cu Uniunea Europeană. Asta va face ca ceea ce reprezenta un fel de capul punctul terminus al tramvaiului, al uh -huh. autobuzului. El se oprea undeva. Cât puteai să faci business cu Occidentul în absența infrastructurilor? Păi făceai de la Oradea, bravo lor, făceai de la Arad, bravo lor, de la Cluj, bravo lor, de la Brașov, de la Sibiu, excepțional, de la Timișoara, minunat, de la București, că mai, uh, cum să spun, colosul economic, uh -huh. face 20% din, din, din PIB. Ne? Din PIB. Dar dacă noi vrem într-adevăr să ridicăm toată țara și să fie ca un, un avion din ăsta cu două aripi și cu două motoare, nu doar cu un motor jumate, cred că e o șansă pentru tot ce numim noi, ce aș numi eu, uh, flancul estic al NATO care trece uh, prin România. Pe unde trece flancul estic al NATO pe la noi? Pe păi trece prin nordul Transilvaniei, care este la fel de puțin dezvoltat, cum este și, uh, și zona de est a României și o parte din sudul României. Mm -hmm. Deci, granița noastră este cu Ucraina, este de, de la Satul Mare, Baia Mare, și după aia trecem către, către, către Moldova, către Suceava, către Iași, către Botoșan și după aia venim în jos până la până la, până, la Dobrugea, până în Constanța. Mm -hmm. Și atunci eu văd că toată această zonă, estul și nord-estul României, acest arc, dacă ne facem și noi lucrurile acasă și ne investim, investim cât, și ne pregătim pentru asta, cred că va, vor ajunge în câțiva ani de zile să fie la un nivel comparabil de dezvoltare cu vestul României. Mm -hmm. Asta e o problemă veche, istorică a României. De ce? Pentru că nu o să se mai termine autobuzul. Punctul ultim de la autobuz era pe undeva. La ea și e, e foarte multă tehnologie pentru că nu erau infrastructuri fizice și lumea se pricepe la, 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 la tehnologie. Deci, Na, eu fiind că... și centru universitar, dar în rest. Eu văd, eu văd, eu văd, să... eu văd pentru ea pentru și văd pentru Bacău. Bacău devine un centru de aeronautică foarte interesant. Se întâmplă foarte multe lucruri în jurul aerostarului de acolo. Văd toată zona de Dunăre Maritimă, Tulcea, Brăila, Galați, evident Constanța și Mangalia devenind uh, niște motoare foarte, foarte solide uh, de dezvoltare. Uh, deci eu cred că e o șansă formidabilă să ne facem locuri. Cred că se vor crea condiții, apropo de Giurgiulești, a fost și puțină intoxicare de la, nu știu ce, viceguvernator de, nu știu ce, provincie rusească. Cu... Eu, am, eu am trecut pe la Giurgiulești de, de, de mai multe ori. Și acolo este uh, o triplă frontieră, că este, uh, este la Galați, este uh -huh. cu Republica Moldova și cu Ucraina. Da. Și să faci trei controle ca să treci din una în alta. Deci eu cred că în, în zonele, în zonele de, 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 de orașele care sunt acum un pic mai puțin dezvoltate, o să aibă o șansă foarte bună de dezvoltare în perioada următoare. Și, și sunt convins că se va întâmpla așa. Cred că se vor crea condiții și pentru uh, o a doua traversare a Carpaților, uh, care este din zona uh, Bacău-Brașov. Uh, Brașov. Are, are mult, face mult sens și asta. Și atunci ai avea Iași-Târgu-Mureș, ai avea obligatoriu de conectat Chişinău prin pe unde poți, și prin ea, și prin partea aceasta la altă, ca să ai și Republica Moldova, parte din, din sistemul tău de infrastructuri. Și cred că se poate face o treabă foarte frumoasă. După aceea, că te odesa în continuare. Deci, eu văd, eu, eu, eu și o spun asta nu pentru că mă gândesc dintr-o perspectivă strict de NATO. Eu văd, eu văd șansă foarte, foarte, foarte bună ca și estul, nord-estul României să se dezvolte. Și dacă o să dăm drumul și la Dunăre mai mult, asta înseamnă că și sudul României se va dezvolta. Cred că este, dacă ne așezăm și ne facem lecțiile bine, cred că putem avea 20 de ani în față în care chiar să creștem țara la 360 de grade, nu doar în câteva motoare de creștere economică, cum a fost până acum. Credeți că au fost influențe? externe, cărora le-a convenit teribil de mult faptul că România a avut zone și nu doar zona de est, zona Moldovei, care au fost subdezvoltate în comparativ cu celelalte regiuni? Eu nu sunt un mare adept al teoriei conspirației. Mie, eu mai degrabă... A, de afară da. De afară da și mai în principal de la est. Uh -huh. Faptul că noi nu ne-am priceput să ne punem de exemplu resursele de energie masive ale României la treabă, la timp, e problema noastră. Dar în jurul nostru a fost o conspirație evidentă de interese rusești pe gaze și pe alte lucruri care să evite faptul ca să vină un jucător care să, să, să dilueze influența rusească în regiune. Și, practic, în toată zona noastră era dominată de, 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 de Rusia prin pârghia energetică. E ca și la autostrăzi. Nimeni n-a avut un plan ca România să nu-și dezvolte autostrăzile. Nimeni n-a avut. Deși e o chestiune pe care nu o înțeleg. Când, când, la un moment dat, când o să am puțin mai mult timp, o să mă documentez. De ce a dispărut din coridoarele europene coridorul numărul 9? Care era coridorul nord-sud. Deci România are coridorul 4 ăsta, care nu mai terminăm o dată, la Constanța, la Arad. Mm -hmm. da, Care trece pe la Sibiu, Pitești, Vâlcea, Sibiu și merge la Arad. Sper să se termine. Uh, avea Coridorul 7 Dunărea, okay. care iarăi din motive uh, meschine între vecini nu a fost decolmatată ca să poți să o faci navigabilă tot timpul anului, sper să se întâmple acest lucru, și Coridorul 9, care trecea pleca practic din, din Grecia, intra la noi pe la Giurgiu, a, și o mergea inest. până la Gdansk mer mer Mergea Ieșea pe la Vicovu de sus La Suceava, care e drumul lui Ștefan cel Mare Sau al Mariei Tereza, depinde cum sau te, te uiți Sau traficanților de țigări mai nou sau Cine își cine, cine <gânt> face drum pe acolo Păi dacă, păi dacă n-ai din astea, ai din alălaltă Și ăsta a dispărut de pe, de pe hartă Și probabil că va trebui un pic Să-l să 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 refacem Deci cu energia, de exemplu, este o chestiune Identică cu cealaltă Neputință cronică de la noi să ne mișcăm Suficient de repede și cu talent ca să spui resursele la treabă și în timpul ăsta, în jurul nostru, influența rusească care spunea Bă, până se hotărăză românii să și le pun la hai să fim noi siguri că nu au interconectare pe nicăieri. Deci, dacă are cineva interes să ne țină la, la, la mantinelă de obicei interese comerciale și economice, ăsta e jocul, brânza e pe bani, Brânza e pe bani și până nu învățăm că brânza e pe bani și că până la urmă sunt și interese economice pe lumea asta, nu o să înțelegem nimic. Dar astăzi nu mai există, după autodecuplarea decuplarea Rusiei de lumea civilizată, că asta au făcut cu războiul ăsta, s-au decuplat singuri. Ei și-au luat decizia, bă, eu mă duc și fac împreună cu chinezi, cu cine fac ei pe acolo. O să vorbim și despre asta, că văd că sprijinul Chinei către Rusia nu e chiar atât cum l-ar fi prezentat propaganda rusă în, și înainte și în timpul războiului. Discutăm și despre asta, dar eu cred că în clipa de față se creează condiții uh, politice, uh, geopolitice, economice, comerciale, uh, care ar trebui să ne găsească pregătiți. Și spun asta ca român. Uh, și știu că sunt multe alte discuții și că uh, la anul o groază de alegeri. Ai, 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 uh, anii electorali sunt complicați. Cu patru rânduri de alege o să fie super turbo uh, electoral <gântu -i> anul viitor. Dar eu vă spun asta cu, cu liniștea și cu, într-un fel, și cu, cu -un fel, înțelepciunea pe care am acumulat-o în atâția ani de zile, văzând cum, cum se așează piesele pe tabla de șah. Asta văd eu. Și nu cred că mă înșel. Uhum. Și asta, asta vorbim cu liderii ceilalți, asta vorbim și cu vorbesc și cu românii, de asta vin să vorbesc și cu generația mai tânără prin voi. Să spun că este o șansă care cred că dacă o jucăm corect, nu fantastic, nu cred că, că peste noapte o să ajungem noi să avem un stat atât de performant încât să facem autostrăzi în trei zile. Nu cred. Dar un pic mai bine, un pic mai digitalizat, un pic mai transparent, un pic mai eficace, un pic mai rânduit. Uh -huh. un pic mai rânduit, cu, cu, cu ritmul la tobă, ca la armată, știi, stângul pe tobă, stângul pe tobă și spui, și, atunci, și atunci cred că e o șansă foarte, foarte bună și și, și știu că nu mă înșel, uh -huh. dar va fi în competiție, că la fel o să vrea și alții din regiunea noastră să profite de asta și polonezi și alții, e un pic de... Polonezii deja profită, din punctul meu de vedere, de vreo Bravo. 15 ani de zile uh, și sunt mulți Oameni care vorbesc și prezintă o perspectivă foarte optimistă cu privire la treaba asta, unele poate chiar prea optimiste, care conform cărora zona asta de est a Europei, cu o Ucraina foarte puternică din punct de vedere militar, pentru că va fi singura țară cu experiență a războiului la activ, ceea ce o face să fie foarte o armată extraordinar de experimentată comparativ cu oricare alta din Europa, cu o Polonie dezvoltată, cu România dezvoltată, cu Republica Moldova în Uniunea Europeană, această zonă, pe această axă, Polonia, Ucraina, România, s-ar putea dezvolta uh, economii chiar mai puternice decât cele din vest și pentru o perioadă în următorii zeci de ani, exact așa cum spuneați și dumneavoastră, strategic vorbind, pe o perspectivă mult mai îndelogată de timp, chiar polul de putere economic să fie aici și să nu mai fie, în, să fie mutat din vestul Europei. E o chestie interesantă. Nu cred că uh, avem toate ingredientele încât să devenim economii mai puternice decât economiile mult mai mari din, 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 din Europa de Vest. Dar cred că putem să uh, să nu mai fie atât de multă asimetrie de putere economică nu, și politică față de cei din Vest. Și mă bucur să aud lideri cum e cancelarul Scholz, care vorbește explicit că centrul de greutate al Europei se mută către Est. Are dreptate. Pentru că se întâmplă lucruri aici. Sunt politicienii britanici, de exemplu, care, bun, și din motive electorale, spun: dacă nu suntem atenți în Anglia, Polonia, în 10 ani de zile, o să aibă pib per capita ajustat cu puterea de cumpărare mai mare decât al englezilor. Nu-i puțin lucru. Uh... Deci cred că, cred că se va ajunge la, la mai puțină asimetrie de putere economică și politică. Mi-a plăcut și a spus și președintele Macron la Chișinău, când a organizat acest summit al, al, al tuturor statelor europene la Chișinău, un lucru bun că s-a organizat acolo. Apropo de președintea maia Sandu, a făcut iarăși o figură foarte frumoasă acolo și, și echipa sa. A zis ceva interesant și cred că asta e o invitație la a juca jocul că a venit clipa ca diferențele între vechii membri din UE și noi membri din UE să se estompeze. Și pentru mine, Spania, de exemplu, e cel mai interesant exemplu. A venit târziu în Europa, în 80 și ceva. Mm -hmm. că relativ târziu. Și acum se comportă și sunt ca o țară care parcă a fost fondatoare a Uniunii Europene. Și poate că, exemplu, modul în care România se mișcă la NATO o să fie un exemplu bun și pentru cum să facem și în alte zone, la UE și în alte părți. Pentru că la NATO România se mișcă bine. Se mm -hmm. mișcă bine e respectată. Vorbeam înainte de, 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 de podcastul nostru că sunt, eu conduc resursele umane la NATO și văd tineri și tineri din România care vin la concurs. Concursul e foarte, foarte competitiv, foarte competitiv. Și cum efectiv câștigă concursurile alea, au început să le fie frică de ai noștri când vin la concurs România, au ăștia bine pregătiți și, și fac treabă foarte bună. Uh, dar nici nu vreau să ne, să ne îmbătăm cu apă, cu, cu apă carbogazoasă la temperatura camerei. Când era băiatul nostru Alexandru mic și îl întreba cineva ce vrei, spun, și el săra cu speria de ce spuneau părinții, spuneau apă caldă plată, fără cofeină. Adică nu avea voie Coca-Cola cu viață. <laughs> <laughs> și, și cam, nici nu vreau să ne îmbătăm cu apă caldă, plată și fără cofeină, pentru că sunt multe lucruri de făcut acasă și trebuie transformat mult mai zdrav în și modul în care funcționează statul și administrația și partidele. Dar cred că o șansă ca asta n-ai voie să o ratezi, pentru că încă o dată vine, vine șansa odată la câteva decenii și cred că e o șansă frumoasă. Cât de important este să intrăm în Schengen cât mai rapid? Și dacă dumneavoastră credeți că ar putea exista vreo legătură între contextul războiului din Ucraina și faptul că bă, votul împotriva aderării României la Schengen a venit chiar de la Vienna? Eu sunt în continuare perplex. Vorbeam de încheierea negocierilor la UE. De deci, ce în tratatul de aderare al României la. adică, ce am încheiat noi ca negocieri? Spunea foarte clar că în șapte ani de la aderare, România devine automat membru Schengen. Automat. Adică ar fi să intre în 2014. Adică, ce s-a întâmplat între. Nu mai știu că după aceea n-a mai fost la guvernare după asta, dar ce s-a întâmplat de acolo până la momentul aderării, cineva a acceptat, nu știu cine și nici vreau să acuz pe nimeni, o formă de relativizare a angajamentului lor față de mine. Asta mă enervează tare de tot. Asta nu se fac. Și de multe ori, întotdeauna este cineva de afară care vrea să te folosească pe tine ca și țapii pășitor pentru problemele lui. Că migrația nu românească le creează probleme. Că e migrație românească, sunt mulți de noi noastră și de ale noastre, mulți care fac treabă foarte bună și au nevoie de noi, alții mai fac și prostii. Asta e, așa e în tenis. Uh -huh. Vrei forță de muncă, mai vine și câte o chestie mai neplăcută. Dar nu, nu suntem noi principala sursă a migrației. Sunt alte zone mult mai complicate care creează uh, o anumită dinamică politică la dânș. Tot vorbeam și de Wagner de -a și de... de au fost și unii de acasă, în mod clar, care, într-un fel, n-au știut să negocieze ce s-a întâmplat, nu știu. Discuția în continuare despre legarea MCV-ului de Schengen de unde până unde, ca și cum ca și cum ai spune că mănânc, nu știu, uh, piersici și, și banane, uh, când eu trebuie să mănânc produse din România. Nu, dacă e piersică, adică MCV-MCV, dacă e Schengen, e Schengen, e altceva. Cine, cine a acceptat și cum s-a putut permite să se asocieze lucruri care în mod evident erau chestiuni de, de discriminare la adresa noastră? Sunt, sunt, sunt extrem de vocal pe treaba asta, nu, nu o fac de obicei pentru că am o, o poziție care mă împiedică să, să mă implic mai mult decât, decât e nevoie, dar la asta asta nu este ok. Uh -huh. și, și eu spun pentru mine Schengen-ul evident costă și bani pentru că stau atât de multe tiruri și oameni și săraci și în loc să treacă liniștiți prin granițe stau cu orele și cu zilele pe acolo și mai se întâmplă și alte lucruri pe la granițe ca să treacă mai repede, se mai întâmplă și alte nenorociri care nici ele nu sunt bune, ok dar pe, pe de altă parte, pe de altă parte, pentru mine asta e o chestiune simbolică adică este și practică și politică, dar și simbolică ce spunea Macron la Chisinau Ăștia nou veniți încep să fie măcar ca tratament pe picior de calte cu mai vechi sau în continuare există o, o, o... Și pentru mine rezolvarea rapidă a acestei chestiuni este o prioritate absolută. Sunt convins că oamenii încearcă să o facă, dar nu este problema, nu s-a născut în ultimele șase luni sau un an sau doi ani și nu vreau să arăt o guvernare, un președinte, nu, nu asta spun. Deci s-a creat un fel de... Uh, un fel de, de, de uh, cum să spun, acceptarea a faptului că alții pot să schimbe regula jocului, în timp ce ei îmi cer mie să respect regula jocului. Asta nu e ok. Și asta e o chestiune care trebuie să ne batem cu toate argumentele, că e Viena, că este pe unde a fost înainte și sunt modalități de a negocia. Uh, sper să fie folosite toate pârghile de influență pe care le avem la dispoziție. Realist vorbind, uh comunitatea diasporeană românească nici măcar nu e atât de semnificativ prezentă în Austria. Sunt mult mai mulți români în alte țări. De asta să... Eu mă duc, am prieteni acolo. Și am prieteni austrieci. Am prieteni în, 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 în toată lumea asta și în Canada și în America. Știu cum stau românii una peste alta. Sunt considerați ca un mare ajutor pentru economia țării respective. Mm -hmm. Mare ajutor. A mai fost o mică problemă la un moment dat, cu un pic de, mai era un pic de criminalitate, mai era un pic cu cerșetoare la câteva chestiuni de genul ăsta. Dar una peste alta, dacă întrebi un patron austriac sau spaniol sau italian sau acum britanic, că sunt milioane de noștri pe acolo, că s-au mutat după, după Brexit, și întrebi, ai vrea un român să lucreze pentru tine, spune când, când, unde e, îl angajez. M-am ce... întâlnit în Malta, iertați mă că vă întrerup, eram în Malta cu o lună de zile, jucam Malta cu Anglia. Era plin de englezi, chiar dacă meciul nu avea nicio miză pentru ei, adică era clar că se ducă în Malta antrenament, uh, veniseră cu toate starurile și bineînțeles că veniseră și foarte mulți sporteri englezi și eram la coadă, la bar, la bere a uh, venit un englez și mă întreabă de unde sunt. Zic din România. Ah, my worker Dan is from Romania. Scoate telefonul să-l sune pe la și zic, băi, nu suna, că e unul noaptea, nu o să răspundă la la ora asta. Dar scrie acolo, Dan Worker România, pe telefon, că l-a sunat. Deci, în momentul ăla, e clar, am avut un sentiment de, băi, uite, că se poate, adică, Ăsta clar e mulțumit de românul lui de la el de acasă. Uh, din moment ce se bucură și s-a bucurat că a întâlnit un român ca el probabil crezând că îmi face și mie o bucurie că îl sună pe ăla care e român. Nu, nu, nu și ei nu, nu, nu sunt sunt fățarnici, adică eu o fac, o fac onest, um, era și cu vreo 5 beri la, la, la activ, la ora da. supo, suporter englez. Îmi aduc aminte de, vorbind de, 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 modul în care îți aperi interesele alor tăi în străinătate. Cred că și pe zona asta de comunități istorice din zona noastră, din, Bu din Bucovina de Nord, din Maramureșul istoric, evident din, din, din ce este Republica Moldova, nu mai vorbesc, dar și de, de ter zona asta de aici, se poate face mai mult. A Românii sunt iarăși o, o comunitate atât de interesantă și de, de, de unită și de conectată cu toată zona asta balcanică. Dacă n-ai 4, 5, 6 milioane de, de, români la muncă în străinătate și când n-ai și un milion jumate de, de dublă cetățenie, români și moldoveni, basarabeni și români, românce la muncă, îmi aduc aminte ce am negociat cu spaniolii când eram eu la, la, la externe și echipa mea de atunci, echipa noastră de atunci. Am negociat și era 2004 un acord de înțelegere socială între România și regatul Spaniei, în care se asigurau pentru muncitorii români, care era clar că o să vină, că se se vizele, intram în Europa, e clar că se va întâmpla, un acord în care fiecare lucrător român, fiecare, indiferent în ce domeniu lucra, ar fi lucrat, se bucura de protecția socială a statului spaniol ca și cum ar fi fost un spaniol, o spanioloică, da? Și când a venit uh, criza financiară, au pierdut joburi pe capete, toți românii de acolo au avut ajutor de șomaj, au avut sprijin, exact ca și cum ar fi avut un, un lucrător spaniol. La fel s-a întâmplat la pandemie. Cred că și în Portugalia am făcut ceva similar. În Italia, unde n-am avut un astfel de acord, cred că undeva spre jumătate, nu mai știu că sunt acum, sunt la negru. Oamenii sunt cei mai vulnerabili care poate să existe. Aia sunt ușor de... Pentru că îi mai și exploatează unii. Cei care sunt cu acte în regulă și sunt la lumină sunt perfect ok și acolo trebuie să lucreze statul român și să fie sigur. Măi, nu sunt bucuros că îmi pleacă ai mei acolo, că e o pierdere pentru România, dar dacă toți sunt acolo la tine, ai grijă de oamenii ăștia, că sunt și ai mei, sunt cetățenii mei și ai tăi. Nu? Și cred că, cred că aici trebuie să ne, să ne dirijăm eforturile mai mult pentru a le asigura condiții cât mai bune. Dacă și acasă crește țara, o parte dintre și o să înceapă să se gândească Încep să văd cum se mai întorc, mai ales cei care au lucrat în hospitalitate, mai deschid o pensiune, via Transilvanica, mai vine regele Ceal și mai face reclamă la nu știu cine, bravo dânsului, bravo dânsului cu aplauze uriașe, adică cu toții să aplaudăm ce, ce reclamă face României regele Anghe. Dar cred că, cred că ideea asta, cum să gestionezi o chestiune fără precedent în istoria României? 6 milioane de români și de românce plecând din țară, păstrând legătura cu țara, e o, nou, e o, realitate nouă pe care noi încă nu știm să o dibuim. Și răspunsul nu e doar mai multe consulate. E obligatoriu, e minima condiție. Întrebarea este cum crezi, punți cu oamenii ăștia, cum îi ajuns pe bune acolo, cum vezi cu școlile românești să înveți să românească, prin biserică, pe unde se poate. Și cred că, cred că aici e un al doilea mare efort de, 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 de a păstra măcar legătura emoțională. Uh, îmi crește inima ca apropo de fotbal. Când am fost, eram cu, cu meu, la, când am fost ultima la Europa în Elveția, unde a fost ultimul? Uh, în Austria și Elveția în 2008. Ok. Am fost și eu acolo și era, era, are meu, poze, era mai mic, cu poze cu tricolorul vopsit pe față, cu niște colegi de M Am Europa. impresia că am jucat numai în Elveția noi. Am fost la un meci în Elveția, nu mai știu unde era. Mai erau 25.000 de suporte români. Băi, și civilizați, și, o, și asta, și prin oraș. Alergau elvețienii după ei pentru lăsau bac și... și erau, era, cum să spun, băi, îmi creștea inima în mine. Și veniseră mulți de acasă, mulți de acasă și foarte mulți din, din, din diaspora. Deci asta e o chestiune, o a doua chestiune care cred că ar trebui să o vorbim mai mult și nu doar în sensul, măi, vin o acasă, vin o acasă. O să devină acasă dacă va decide personal el și familia lui, ea și familia lor, că e ceva de făcut acasă, dar în, un minimum care trebuie să-l facem este să, să țină legătura emoțională cu țara, uh -huh. culturală cu țara, limba cu țara, să asculte muzică românească. Și chiar dacă decide să muncească acolo sau dincolo, până la urmă, e o decizie până la urmă personală. Deci astea două mari lucruri. Cum folosim noi noua realitate strategică în care estul României nu mai este punctul terminus de la autobuz, uh -huh. ci este pur și simplu o piesă dintr-un tren de mare viteză care merge mai departe, Minunat, minunat. Cum ridicăm toată țara și a doua chestiune, cum facem ca națiunea asta, a noastră, care a pierdut populație și pierde populație într-un rit incredibil de agresiv și de periculos, cum reușim să o, să o ținem împreună, măcar, măcar din punct de vedere al, al identității naționale și a, și a sentimentului de, de, de apartenență la nația asta. Bun, și unul lucrează la Montreal, altul lucrează la Sydney, asta este. Nu suntem singurii care am avut uh, emigrație masivă. Italieni, uh -huh. portughezi au plecat pe capete. Irlandezii, mai de mine, au plecat de foamete de acolo și uite acum ce face Irlanda. Lucrează cu America fantastic, lucrează cu Europa fantastic. Sunt cât sunt, ca 60.000 de, de euro pe, pe cap de locuitor. PIB-ul acum, Irlanda, și nu, acum, pe undeva pe 50 ceva de mic, enorm, enorm, este ce cel mai bogată țări din Europa. Luxemburg e bun, e altceva uh -huh. și cred că Irlanda e a treia sau a patra e, e o poziție frontașă în orice caz e foarte se apropie, mișcă bine da. și au avut și au, au profitat de diaspora lor din America și din, din alte părți. Asta cred că ar trebui să începem și noi să facem, nu neapărat să ne gândim la cum să aducem pe oamenii respectivi acasă, pentru că asta se va întâmpla destul de greu și spun asta pentru că am uh, foarte mulți prieteni diasporeni, uh, pe mai bine de 35% dintre oamenii care ne că în momentul de față sunt diasporeni. Statistica Google nu minte niciodată. Regatul Unit sunt mai mulți urmăritori din Londra decât din Iași. Pentru că sunt mai mulți români în Londra decât în Iași. E o demografie destul de simplă. Mie mi se pare că Europa cel puțin a devenit cu adevărat, o, o unitate în mare parte, mai ales dacă vorbim de țările astea unde noi și avem comunități mari de români. Eu nu mă mai simt, nu știu, nu mă simt în, în străinătate, ca să zic așa, să mă exprim plastic, când mă duc în Germania, așa cum mă simțeam, nu știu, în urmă cu. 15 ani când plecam în vestul Europei și într-adevăr erau niște lumi complet diferite, adică ecartul dintre noi și țările respective era unul destul de mare, limba română o auzea destul de rar, Când -mi că mergeam cu taică pe autostradă și vedea un număr de românia, îi dădea flash să-l salute. Acum e plin. Sunt comunități imense. Adică în Germania sunt peste un milion de români. Auzi limba română peste tot pe unde te duci. E ca milul rapidului. sunt peste tot acasă. Acum așa exact. este sentimentul. Exact, Iar dacă Dar chiar și nu... în America, să știi unde, unde uh, nu e piață unică ca în Europa și unde ei sunt mai selectivi. Uh, eu am trăit. Am fost ambasador acolo și am mers prin comunitățile românești și chiar acum am fost din nou și se dezvoltă. Sunt uh, și uh, e, e foarte interesant că uh, uh, uneori și noi avem un mic sentiment, uneori parcă ne era roșine cu pașaportul nostru de unde venim, era un pic de, uh -huh. un pic de, mm, uh, da, hai de, uh, pentru că era și discriminare la adresa lor. Uh, la, la început în Anglia, uh, dacă erai cu pașaport românesc, îți cerea chirie mai mare sau uh, uh, depozit mai mare, uh, ca și cum ai fi fost capabil să faci lucruri mai, mai puțin plăcute. Acum lucrurile s-au schimbat. Lucrurile sunt foarte, foarte bune. Și cred că ideea asta de un pic mai încrezători, că suntem o țară mare, că suntem o țară cu populație ca lumea, că suntem ne descurcăm în sensul bun, că suntem foarte adaptabili unde că lumea, uite ăla de la, din Malta, uite să-l pun pe Gică de la, de la mine, de la, de la, de la ce, ce muncă o fi făcut Gică la el în acolo la firma lui. Văd și mulți care încep să facă afaceri, mm -hmm. îi văd crescând, îi văd crescând cu companii mai mici. Înainte ei erau cei care văd și la, la, la Bruxelles, la locul unde stau eu, se repară fațada și acoperișul. O firmă românească. Evident. Dar firma românească era firmă cu antreprenori general, nu erau strict muncitorii români. Da, da, da. da. Era, la este Sandico, ăsta care se ocupă de bloc pe legislație belgiană și la s-a dus, a venit, a ieșit o echipă, nu știu, în arce, nu știu de erau oamenii, și nu erau uh, muncitori din Belgia, erau muncitori din România care veniseră pe trei luni de zile să facă o lucrare la un bloc din Bruxelles, pac, pac, dimineața la, știi, la 8 fix începea munca, eu știu că uh, la, 8 fix ies eu pe ușă de la mine de la asta și domnul Joana, ce faceți domnul Joana? Românește pe, la mine în bloc. <laughs> Și, și, ce faci, Nagica? Păi, mai muncim, bă, când mă mai țin, mă, cu șantierul ăsta? Discuție, efectiv, parcă era la noi, la <laughs> Fiecare zi am, am, porția mea de... Eu mai am un prieten de familie care tot așa avea firmă de construcție și a deschis una în Italia, pentru că și l-a întrebat de ce ai făcut asta. Păi, nu știu cum să-ți explic, Radu. Eu la Iași, aici e greu cu puzurile și cu astea și ăștia nu prea mai construiesc, drept pentru care trebuia să mă relochez pe Bacău. Până la Bacău cu mașina, dacă e aglomerat, fac două ore jumate. Până la Bergamo cu avionul fac o oră 45 de minute. Și lucrează acolo. Mi-a zis că singura și zic cu banii cum e. Exact la fel ca la noi, diferă doar moneda. Adică, într-adevăr, e profitabil și pentru mulți dintre ei faptul că au apărut antreprenori români în străinătate și chiar antreprenori români care angajează, care nu mai angajează angajați români, angajează uh, ca și la noi, mulți sri și așa mai departe. Da, da sau portoricani, sau din toate părțile. Adică, vezi, adică vezi că deja s-au suit mai sus pe lanțul, mm. lanțul trofic. Uh, o parte se vor întoarce la un moment dat, să știi. Uh, eu am văzut asta la, la portughez, de exemplu. O parte s-au întors pentru partea de pensie, și portughezii au făcut o chestie fantastică de deșteaptă. Au creat un mecanism de avantaje fiscale pentru cei, nu doar portughezi, pentru cei care vor să, 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 să mănânce pensia la ei. Și le-au creat privat niște condiții frumoase, cu nu știu ce, și cu asistență medicală bună, și cu căsuțe frumoase, până și cimitiri pe diverse religii. Bă, de unde ești? Din Scandinavia, Cei ești luteran? Cimitir luteran. Uh -huh. Mai și. Asta e. Mai se mai și întâmplă și partea asta. Și au avut, uh, genul ăsta de turism uh, medical, o pensie, cât că vreo 2-3 milioane de oameni a mers economia de-a rupt. Acolo au început să se întoarcă medicii portughezi, care plecaseră și ei în Franța la muncă. De ce? Pentru că acolo deja erau mai bine plătit. Adică se întâmplă, uh, uh, cum să spun, organismul viu al societății și al, uh, al deciziilor fiecăruia dintre noi. Eu cred că o parte. Polonezii au făcut o chestiune când a fost Brexit-ul. Foarte interesant. Iar Polonia este un pic mai sus decât noi și ca nivel de trai. Dar nu e atât de sus. Și noi recuperăm binișor Și au venit înapoi din Anglia vreo 400.000 de, de polonezi. Acum românii sunt mai mulți. Înainte erau aproape un milion de polonezi și erau vreo 300.000 de, de români. Și acum s-a inversat. Sunt vreo 400.000 de, de polonezi și erau aproape un milion de români în Anglia. Ce au făcut polonezii, statul polonez? Au văzut, Hopa, e tulburare, că nu se știa. La Brexit a fost complicat. Mă ce face? Mai zi, nu mai, e mai, nevoie, nu ne mai e nevoie, pleacă din UE. Și au creat un mecanism de înlezniri fiscale. Deci, dacă aveai o, o, o firmă de construcție și aveai, ce aveai? Trei furgonete, cinci materiale, patru macarale, ce aveai tu? Scuti de taxe complet la întoarcerea acasă și o chestie de amortisment pentru echipamente, o chestie de genul ăsta. Le-au creat foarte rapid și uh, uh, o parte importantă din polonezi a venit în Polonia. Deci, la un moment dat, se poate gândi ceva mai coerent și pentru întoarcere, dar nu pe ceva pe genul uh, Haideți acasă că e patria. E patria, dar trebuie să dau și de mâncare la copii. Uh -huh. Și trebuie să le creez condiții, condiții să. Și după aia, când vor să vină acasă, mai puțină birocrație, Asta cu recunoașterea diplomelor non-UE rămâne o problemă. Sunt copii foarte deștepți care fac niște școli extraordinar de interesante și iau unul. Uh, studii cosmice și în egiptologie. Okay. Și vine acasă și spune și asta se uită ce? Ce, ce ai studiat eu? pe păi, cosmologie? Ok. Aia e la spațiu, da? Ok. Și asta unde? Asta e cu egiptologie. Asta unde? La istorie. Păi nu poți să să-ți echivalezi. Păi dacă mie mi-a echivalat în America o dublă diplomă aia și cu aia, cum adică nu mi-o recunoști acasă? Adică sunt chestiuni care fac parte și dintr-un mecanism de a crea condiții mai prietenoase pentru o eventuală reîntoarcere acasă. Sau să facă șase luni acasă, șase luni acolo. Mm. Mulți o să-și păstreze un, un loc aici, un loc acolo. Cred că ăsta este, pentru mine, este, este un moment de extrem de mare inflexiune pentru istoria națiunii noastre. Pentru asta, cu geopolitica, nu e mai mâncat pâinea asta. Și de bine de rău tot timpul am avut un pic de Dumnezeu al nostru și primul război al Crimeei când au venit englezii și au împins pe ruși la Mariupol, a fost bătălie la Mariupol, la Marea de Azov. 1856 când a fost. Mm -hmm. S-a făcut unirea principatelor când Iașu a cedat Bucureștiului capitala și Bucureștiul a fost ingrat și nu s-a ținut de cuvânt. După asta a fost primul război mondial cu președintele Wilson, cu autodeterminarea, după aia căderea comunismului. Deci au fost niște momente bune. Eu, eu, eu sunt oarecum încrezător că acest tip de, de, de folosirea de către România a unui moment geopolitic foarte bun ca ăsta care e acum, o să o facem. Poate nu atât de bine cât ar trebui să o facem, o cum o să o facem? O să, o să profităm din asta. Sunt convins. Mm. Sunt absolut convins. A doua mare întrebare este ce se întâmplă cu nația asta, cu, 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 cu poporul. Pentru că hai să ne gândim acum că prima, a doua generație, se naște deja a treia generație în străinătate. Da. E, acolo va fi mai greu. Pentru că vă fi fost la școală acolo, vă fi mult mai integrați acolo. O să fie tot la fel de bine apreciat și poate mai apreciați decât părinților care au venit sau bunicilor care au venit și au dus acolo. Deci aici este un moment în care se joacă. Deci dacă România crește mai repede și mai interesant, atunci și relația cu restul României. Ai jumate din tinerii României afară, jumate acasă, asta nu e o problemă simplă. Și nu se rezolvă uh, cu o baghetă magică. Nu se, nu, e, e o chestie foarte complexă care cred că trebuie să ne pună pe toți de la oameni ca voi care îi știți și, cum se spunea, mai mulți oameni care te ascultă din Londra decât la Iași, până la oameni care au cu adevărat putere și decizie și resurse. Antreprenori români, firme străine care poate să creăm ceva cu ei. Deci, mie mi se pare că astea două, aici se joacă viitorii 20-30 de ani ai României, între rata de profit, stabilitatea a acestei noi realități strategice, cât de mult putem să facem ca România să crească și a doua chestiune, cât de mult putem să ținem din națiunea asta noastră împreună, repet, fără neapărat să vină acasă, dar să țin, să ținem, să ne ținem legați noi de dânsi și, și dânșii de noi și să putem să mergem înainte și să înfruntăm și anii care vin, decinile care vin. E și mai o problemă aici, reală, eu mergând foarte des cu mașina către Iași, cunosc drumul groapă cu groapă. Uh, și constat că încep, e o perioadă pentru prima dată când încep gropile să fie din ce în ce mai puține, nu din ce în ce mai multe, ceea ce e bine. Uh, e și asta un semn de perspectivă optimistă. În schimb, mă gândesc că oamenii ar trebui să aibă un să vină înapoi în țară și constat că de la București până la Iași, dacă nu e prin Bacău, dacă mergi prin Bărlad-Vaslui, nu prea un să-i întorci pe oamenii acasă pentru că sunt, o grămadă de orașe aproape fantom. Adică sunt orașe în care oamenii lucrează doar în administrație publică și poate două, trei fabrici mici sau doi, trei antreprenori locali care se jupâni pe felia lor acolo. Cred că dezvoltarea României a unor orașe mari e evidentă. Clar, s-a dezvoltat București foarte tare, s-a dezvoltat Clujul, Iașul, Oradea, Timișoara, Sibiu, Brașovul dar există în continuare o grămadă de orașe în care nu se întâmplă absolut nimic și lumea pleacă de acolo. Ori pleacă către orașe mari, ori pleacă în diaspora, în străinătate. Mai multe în diaspora decât către orașele mari. Asta e culmea. Adică apropo de Bergamo și de avionul, mm -hmm. de multe ori aleg să, să plece, dacă tot trebuie să plece de acasă, mai bine pleacă din prima de afară. Că ai mare dreptate și este, este o problemă de la titorirea statului român modern. E veche niciodată n-am știut, n-am știut niciodată să dezvoltăm țara cu totul. Și tot timpul Țara a crescut pentru că orașele mari au crescut. Astăzi, din PIB-ul României, primele 12 mari orașe produc 80%, 80% din PIB-ul României. Wow. Și restul țării, restul. Acum, eu nu cred că poți să găsești activitate economică ă, robustă în fiecare locșor din țara asta. Nu poți. Dar măcar în orașele de talie medie, sunt multe capitale reședințe de județ unde se poate face mai mult. Sunt centre de comune mult care sunt mai dinamice, care s-a dezvoltat din condiții de geografie sau de condiții locale, un fel de centru de comună mai, mai, mai zdravă. Cum e cazul, nu știu, comuna Mândra față de orașul Făgăraș din Brașov. Okay. Făgărașul care a avut, industria care a avut-o și care acum suferă E aproape Ghost Town, uh -huh. e, 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 e destul de anemic. comuna asta de lângă au venit, s-au întors și de prin sași s-au întors, nu știu ce, îi că adică a început să fie agroindustrie, a început să fie mult turism, mult turism, mult turism. Uh -huh. Aici, prințul, regele să avea dreptate spunând că ai putea să faci din ecoturism și din, din asta activități și în, în comunitățile mai mici din România. Dar noi niciodată ne-am lăsat un fel de darvinism uh, al dezvoltării, la aș numi eu. Adică ăla mai puternic se descurcă, adică Bucureștiul și orașele mari, și ăla săracul mai plăpând uh, îl lasă moară. Și asta nu e ok. Și este greșit și din punct de vedere, uh, să zic, economic, uh, dar este și greșit din punct de vedere politic. Pentru că de acolo se alimentează, de fapt, uh, din disperare, din sărăcie, din lipsă de perspective cum să spun, curentele astea care sunt mai, mai, să zic, mai un pic mai, mai, Extremist. mai extremiste. Și mai e o chestiune care, nu, o, o cât de mult ai spune-o, e o chestie care nu, 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 nu poate fi tolerată. Asta, când te uiți la cifrele astea cu câți copii de la țară ajung la să dea bacul și câți copii din familii mai necăjite ajung să facă o școală cât de cât de Doamne ajută, asta e o altă chestiune care, spre deosebire de alte timpuri, și între războaie și tata, uh, și bunicii când s-au dus și au făcut, i făcea, îi duceau o bursă, îi ducea la internat, făceau liceu, făceau unii poate chiar și facultatea. Acum îi lăsăm, apropo de darvinismul ăsta, acum e social. Știi ce? Dacă ești dintr-o familie mai, mai, cu resurse, uh, bine, dacă nu, nu. Și asta ca și bine ca și părinte și mâine, pe mine, sper să fiu și bunica adică să, să, ne facă copiii bucuria să... să, să Doamne să, Doamne ajută! Uh, asta e o chestiune care efectiv e, e, e și păcat de la Dumnezeu și este și o, o, o problemă foarte mare a acestei țări și iarăși nu, eu sunt un obiect politic mai delicat, nu vreau să intru în el, dar uh, mi se pare că sunt câteva, sunt câteva zone în care s-ar putea reașeza puțin uh, politicile publice și zona respectivă pentru zona Vaslui și pentru zona uh, care este în continuare o zonă agricolă foarte puternică Cred că această apropiere a Republicii Moldova și a Ucrainei va putea da șanse pentru conglomerate de agrobusiness mai mari, depozite mai multe, mai multă activitate. Adică s-ar putea chiar și în zonele în care nu e o tradiție industrială mare și nu e mare irigare, să se poată întâmpla ceva. Cred că se poate face chiar în zonele de acolo mult mai bine. Că realist vorbind, vorbim de, o rom de două Românii paralele. Adică sunt lucruri total diferite, oameni total diferiți, locurile arată total diferit, unele lângă altele. Adică dacă mă uit aici pe geam, e un complex rezidențial cu blocuri de 12 etaje, lângă sclădiri de sticlă, sediu central al unei bănci gigantice, în România, după care uh, sedia unor companii foarte mari, multinaționale, oameni care merg la un centru de wellness, uh, merg jos, mănânc, beau cafea uh, și trăiesc în uh, România anului 2023. Iar dacă ies pe balcon și mă uit puțin în față, îmi văd niște cocioabe de case unde locuiesc niște oameni în niște condiții ca acum 100 de ani. Și exact, adică se întâmplă la nivelul Bucureștiului, sectorului 1, e aici se întâmplă treaba asta. Și atunci cred că acolo e de fapt problema, faptului că cei care zonele care într adevăr produc banii au de dus în spate și problemele acestor oameni care ori vin din medii mai defavorizate, din punct de vedere geografic, din punct de vedere, nu știu din orice perspectivă în privit lucrurile oamenii aia practic sunt în cârca celor care produc bani. Repet, este, este principala problemă problema României cam din toate timpurile nivelul ăsta uriaș de inegalitate de, de șanse, dacă și omul ăla ce vină are săracul de el că, sau săraci de ei, n-au avut șanse să meargă la o școală bună n-au -au avut o șansă să, 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 să poată să facă ceva mai, mai, mai interesant pe de altă parte și sentimentul ăsta de solidaritate în societate și aici eu nu vorbesc în sens politic vorbesc în sensul, în sensul comunitar în sensul de valori noi, noi, am fost, noi am fost o societate cel puțin așa, poate ne imaginam noi că eram așa cu mult mai multă întreajutorare era, era, era un sentiment de solidaritate în comunitate foarte mult la țară era mm -hmm. și probabil că uh, industrializarea forțată din anii uh, 50-60-70 au produs Acum am avut uh, o altă traumă gigantică care trecerea de la comunism la capitalism și de la alt, care iarăși a fost o chestiune, uh, dacă nu te descurce problema ta, uh -huh. în timp ce noi eram obișnuiți ca, chiar dacă era nivelul era jos, toată lumea să fie un pic mai egalitarist așa între, între dânsii. Și acum e și a treia Românie care sunt române din, din diasporă, care și acolo sunt diferențe foarte mari. Uh -huh. Și acolo sunt diferențe foarte mari. Și atunci... A, Întrebarea, și asta pare că e o discuție mai degrabă ideologică, stânga-dreapta. Eu cred că nu are nimic de a face nici cu stânga nici cu dreapta. Nici de cum. Este pur și simplu o problemă structurală a acestei țări. Uh -huh. Și a, pentru unul de dreapta care spune, spune, știi ce, eu am nevoie de mai multă forță de muncă calificată. Nu mai am forță de muncă, aduc din Nepal. Zic, păi, haideți să ne apucăm să investim în viitoarea forță de muncă din România. Pentru dânsul poate este un argument economic, mai liberal, în sensul mai de dreapta. Da, dar e un argument Pentru economic al... short term, nu e long term. E short term, dar măcar short term-ul ăsta poate să-mi-l fac aliat. Mm -hmm. Spune, ai o problemă ca noi să ne apucăm să investim mai mult și în, în școală, în medii mai defavorizate? N-am o problemă, pentru că mâine o să-mi vină un lucrător mai bine calificat decât acum și prefer să iau unul de al meu decât să import de nu știu unde. Adică poți să aduci și oameni care sunt mai pragmatici, păi sunt unii, sunt unii nu suntem cu toții făcuți la fel. E, și asta e bine. Bine că Dumnezeu ne-a făcut diferiți. Unii sunt mai pragmatici. Bă, trebuie să facem acum să fac profit. Bravo lor! Mulți sunt antreprenori, mulți sunt acolo. Bravo lor! Oameni care, care fac, zic, care fac pe bune. Nu, nu vorbesc de, de, da. de altele. Dar, ce, bravo lor! Aplauză! Nu-i puțin lucru să devii, să conduci o companie de, sau tu să, să pornești o, o, o operațiune de la zero și să faci ceva. Bravo, vouă! Dar mai sunt și alții care au, cum să spun, sunt oarecum mai ideologic, mai filozofic. Mă, să și pe el, mă, că nu-i corect așa, nu-i frumos, mă, să lăsăm așa. Chiar dacă ești așa și spui, vreau rezultate, sau chiar dacă ești așa și ești cu un pic cu, cu inima mai, mai, mai alături de cel cu necaz, cred că avem cu toții un obiectiv comun, asta e o chestie transideologică. Și asta, tu ai pus. Am vorbit de geopolitică, am vorbit de diasporă, și ai pus degetul pe a treia mare problemă, și asta e, de fapt, problema veche a României: inegalitățile fantastice de, 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 de oportunități de a reuși în viață. Și nu spun că poți să faci, că țara e mare, adică teritoriul e mare, e complicat, e mult munte, adică nu sunt, poți să faci peste tot super civilizație. Dar poți să faci un număr suficient de mare de locuri, suficient de multă civilizație ca să iradieze, așa cum Bucureștiul iradiază câțiva zeci de kilometri în lângă și după aia sau sectorul 1, ce spuneai tu mai devreme, cred că putem să avem câteva puncte de sprijin în care să investim sistematic și acolo să fie școală bună, să fie liceu bun, să fie pompier bun, să fie un spital în regulă, să fie o chestie de acolo și de acolo să înceapă să mai vină 10 comune limitrofe și după aia un centru de comună care mai sunt 10 cătune sau 10 sate care vin și care cresc un pic și să stabilizezi puțin uh, teritoriul ăsta al țării, care este foarte inegal dezvoltat. Da, și exact cum vorbeați și ați menționat mai devreme, uh, o gândire strategică, asta ar presupune, uh, investiția în uh, centre, în școli, în tot ceea ce e necesar pentru a crea viitorii specialiști de mâine. Și cred că și antreprenorial vorbind, dacă nu vizezi să-ți crești business-ul într-un timp foarte scurt, ca imediat după aia să faci exit când bubuie și bă, să te reorientezi către altceva cu profitul pe, că, cu profitul pe care l-ai obținut, cred că ești mai în avantaj în momentul în care ai o strategie cu bătaie lungă. Dacă tu știi că, domnule, eu te vreau să investesc în Horeca 15 ani de acum încolo, atunci cred că ai tot interesul să creezi medii în care oamenii cu forța de muncă calificată să se califice, să forța de muncă să devină calificată. Dar aici e o problemă din punctul meu de vedere macro care nu are cum să ajungă și la problema sistemului educațional în sine. Și la faptul că, ce vorbeați mai devreme, vin oameni cu studii în universități străine, care, cărora nu li se pot echivala diplomele aici, pe de altă parte, creăm o grămadă de falși specialiști, într-o grămadă de domenii, care ajung să devină disfuncționali într-o într economie atât de uh, uh, volatilă precum cea de astăzi și într-o dinamică care se află într-o dinamică senzațională. Vine un om care, practic, a făcut, s-a pregătit pentru nimic, ca să nu facă absolut nimic și aici e o problemă, de fapt și de drept, care cred că se poate rezolva doar cu o gândire long-term, pentru că rezultatele nu se vor vedea azi, nu se vor vedea mâine, se vor vedea în timp, iar românul nu prea are timp și nu prea are răbdare. Mi se pare că mai mult decât atât, mai nou nu mai are mai deloc răbdare de când și cu uh, avansul tehnologic de care aminteați. Și uh, despre asta aș vrea să vorbim despre cum credeți că am putea să învățăm să fim mai răbdători și să avem timp pentru a implementa strategii pe termen lung, să nu mai gândim pe mâine, să gândim pe toată săptămâna, sau pe luna viitoare, sau până la Crăciun. Acum eu cred că lumea va deveni tot mai nerăbdătoare. Pentru că ritmul e mare, pentru că volumul de informații este gigantic, gigantic. Și pentru că în general timpul pentru decidentul public, politic să ia decizii cumpănite, așezate, se strâmtează foarte mult. Tot timpul apare ceva, te să dai reacție pe rețele sociale, apare un necaz și așa mai departe. În același timp, dacă nu ai o viziune mai strategică și mai răbdătoare și mai, 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 mai determinată și mai limpede, vei avea tot timpul o nebunie permanentă în care vei lua decizii care vor fi infirmate peste trei săptămâni pentru că a apărut o altă discuție și un alt scandal în altă parte sau o altă modă în altă parte. Și atunci, mă uit exemplu ce face, ce încearcă să facă administrația americană de acum. Spune, uite, uite care e povestea. Și în clipa de față avem de a face cu următoarele probleme. Avem o problemă că avem o competiție uriașă cu China, și nu mai putem permite ca în tehnologiile cele mai avansate, pe microprocesoare, pe energie, pe tehnologii verzi, pe baterii, pe Dumnezeu știe ce, să nu mai producem în America și își creează niște politici publice și legislație ca să aibă niște elemente de atractivitate ca să vină investiții în zona respectivă. Schimbă modelul economic din mers. Și asta, de fapt, este, cred eu, apropo de, de pendulul ăsta ideologic și al timpului, suntem pe cale să ne mutăm de la zona asta care a fost făcută în anii lui Reagan și al lui Thatcher, stat minimal, piața decide totul, la un rol mult mai intervenționist al statului și al politicului. E... În țările care au un stat care funcționează, lucrurile pot să meargă bine. La noi, unde statul nu prea funcționează, îi cere acelui stat care nu prea funcționează să facă mai mult, ai nevoie de el, în același timp el este nu echipat să facă treaba. Și atunci, cred că trebuie pur și simplu de undeva, de la, de la leadership-ul politic al momentului, că tot timpul e al momentului, dar poate că dincolo de un ciclu politic sau două sau trei, câte, câte intră. Cred că undeva pe două, trei lucruri fundamentale, nu de detaliu, dar de direcție, a trebui ajuns la o anumită înțelegere politică. O conversație cu poporul, în sensul băi, fraților, e educația e, pe bune pentru toți copiii țării este o chestie în care merită să facem treaba asta, o facem, ne punem de ea și după aia mă decid că îmi investesc 10 ani, 15 ani pentru că treaba asta are nevoie de investiția la lung sau e nevoie de industriile viitorului. Pentru că dacă nu protejăm două, trei teme foarte mari, relația cu diaspora mi se pare esențială, dezvoltarea țării mai, mai armonios un pic mi se pare esențială, educație și sănătate sunt esențiale. He, cineva, și nu vorbesc acum de, de, o persoană, ci cineva un fel de înțelepciune politică colectivă. Să spune, știți ce? E loc pentru competiție politică și pentru bătălie politică câtă vreți. Uite aici, pe masa asta, de aici, de acolo e... Băteți-vă! stânga, dreapta, sus, jos, ce soluții aveți, problema voastră. Dar ar trebui să avem măcar două, trei linii care pentru următorii 10, 15, 20 de ani de zile să le punem de acord. Alte țări o fac, Polonia și-o face, Ungaria și-o face. Și rezultatele se văd. Adică chiar dacă sunt uneori, cum să spun, modele poate ușor contestabile sau sunt nu neapărat ne regăsim în, în ceea ce se întâmplă nu știu, în Franța sau în Germania, adică nu neapărat alte modele. Dar cred că a trebuit să, să, punem la adăpost de chestiunea asta două, trei direcții fundamentale care știm cu toții, le înțelegem cu toții că, că trebuie. Sau protejarea patrimoniului național, patrimoniul natural al acestei țări și cultural al acestei țări. E o chestie importantă? Eu cred că da. De ce lumea e atât de nervoasă atunci când văd tăieri excesive de păduri, când văd uh, mizerie și, și gunoaie în locurile cele mai frumoase ale țării, toată lumea aruncând de-a acolo? Adică sunt câteva lucruri care fac parte și dintr-o formulă care să nu fie doar al politicului, dar care să rezoneze și poporul. Poporul are nevoie să se adune din nou în jurul, nu a unor lideri, ci a unor idei, care să fie compatibile cu vremurile de azi și de mâine. Și cred că lumea s-ar aduna. Pentru că lipsind această elemente de o minimă coagulare, măi, ce avem cu țara asta de făcut? Avem o șansă fantastică acum. O șansă fantastică să, să, ne ducem la următorul nivel. Efectiv e fantastică, vă spun unul, chiar o știu. O simt, o știu, o pot demonstra. Și pe aceea avem. Avem o problemă veche. Bă, nu, nu, putem să ne dezvoltăm țara asta cât de cât omogen. Și mai avem o problemă cu diaspora asta. Și mai avem o problemă cu școala. Nu cred că e atât de complicat să, să, punem lucrurile astea, să le batem în cuie, să spunem, bă, 20 de ani ne ținem de ele. Și după aia, că vine X sau Y la funcția ailaltă, sau că e partidul ăla sau ăla altul, pentru mine vă spun este tot mai irelevant din punct de vedere ambalaj, politic și chiar și ideologic. Suntem într-o fază oarecum post-ideologiile clasice. Eu cred că nici nu mai putem vorbi despre ideologiile la nivelul Nu, ei, nu pentru că ideile, clasice. Ideile, ideile contează în continuare. Ideile sunt puternice. Uh, ideile generează un contract social și un model economic până la urmă, dar cred că ideologiile vechi sunt depășite pentru că ritmul transformării societății e atât de mare încât pur și simplu uh, cel, filozofiile politice clasice în clipa de față gâfâie, ele încearcă să se adapteze uh, când de fapt ele ar trebui să se reformeze mult mai profund. Și cred că tot timpul va exista ideologie în sensul, dar, uh, în sensul unui agregat de idei, Mm -hmm. care, este, care este ideea generală despre România? Ce ce idee ai despre țara asta? Că e o țară care este de oameni extrem de talentați, o țară foarte frumoasă, o țară cu potențial și administrată prost. Și încep să lucrezi mm -hmm. în, jurul, în jurul unei unei anumite realități. Neamțul e făcut altfel. Și toată lumea, to toți politicienii din lumea asta se chinuie într-un fel pentru că aleargă în spatele tramvaiului. De aici, de la colț. Tramvaiul merge foarte repede, și ăștia, din politica clasică, se chinuie săracii să se prindă și ei de un tren care merge mai repede decât pot ei să se transforme. Mm -hmm. Și cred că e nevoie și în planul ideilor să să, să ieșim din, din diviziunea asta, stânga, dreapta clasică, că e mai așa, că le mai așa. Nu. Întrebarea este, poate să transforme societatea? Poate să mă ajute să merg mai departe? Poate să fie o combinație de idei care înainte erau poate mai de stânga, poate era mai de dreapta și acum sunt în ceva mai creativ și îmi permit să, să, să recuagulez opinia publică în jurul unor idei. Și nu toată lumea care votează, să zic, mai, mai exotic. Oamenii au dreptate, sunt frustrați. Ce să facă? Ce să facă? Să nu-și exprime mânia când se duc la vot? poate? da, cum să nu-și exprime mânia? Și o facă în multe locuri și o să facă și la noi. Deci, cred, cred, că, cred că e loc de inovare e, și în modul în care faci e, politică publică, și în care faci e, idei, și în care organizezi lucrurile. Și la voi inovare. V -a, v -a, ce ați făcut aici? În micro, voi ați inovat. Ați plecat de la o situație modificată, a fost pandemie, da? Mm -hmm. În micro. Păi, ce facem? Păi, uite, am fost la unul care avea un milion de followers, la, la nu știu ce. Bă, dar nu pot să fac și eu. Păi, da. Și ce bine faceți, bravo, felicitări. Mulțumim frumos. Deci, cred că de la micro la macro e cam aceeași chestiune. Se schimbă lucrurile, trebuie să vii cu o gândire proaspătă. Trebuie deci, să știi cine ești, să știi că nu poți să faci din, cum să spun, din, România, Japonia. Nu, asta e ideea. Dar poți să faci din România așa cum este ea și din România așa cum suntem noi o formulă mult mai de succes? Da! Da! Categoric, Categoric, și da. în momentul în care ați vorbit despre ideea despre România, uh, ideea mea în momentul ăsta despre România e că uh, nu știu cât de minunați am fost, uh, nu știu cât de binecuvântați am fost, dar cu siguranță am avut o poziție geografică în majoritatea timpurilor istorice până foarte aproape de prezent. Proastă, sau hai ca să nu mă exprim într-atât de dur să zic că ea a fost una nenorocoasă pentru că pe lângă noi erau forțe mai mari decât noi care tot aveau interese în zona asta în momentul de față cred că poziția geografică deși ea în sine nu s-a schimbat nu știu cum să o exprim ca să nu zic un nonsens a devenit alta deși nu s-a schimbat acum e mult mai bună în contextul ăsta Poziția geografică nu mai reprezintă o problemă, și atunci trebuie să profităm cât de mult putem de treaba asta, și să conștientizăm cât de mult ne afectează la nivelul macro faptul că uh, se schimbă niște realități, exact așa cum spuneați și dumneavoastră. Americanii conștientizează treaba asta, uh, avansul Chinei e într-adevăr o discuție mult mai importantă din punctul meu de vedere decât ceea ce se întâmplă cu Rusia în momentul de față în sine, excluzând contextul războiului din Ucraina și aș vrea să vorbim puțin despre asta și despre perspectiva pe care dumneavoastră o aveți mai ales în urma tuturor summiturilor la care ați participat și în urma discuțiilor cu toți liderii europeni și mondiali cum Că toată lumea întreabă pe un limbaj popular, sau cum zice către un că îmi place, mi a plăcut, e foarte mult vorba asta lui, pe înțelesul trecătorului de pe zebră, încotro ne îndreptăm, Doamne. Păi, ne îndreptăm uh, către o perioadă de, de foarte intensă competiție și rivalitate geostrategică între, între marile puteri, încă odată, America și aliații săi, China și aliații săi, și între două modele de organizare de societate, apropo de valoarea ideilor. Asta nu înseamnă că suntem condamnați să mergem din nou către conflict și către o nouă formă de război rece. Și asta încercăm să evităm. China este un jucător cu valențe de, de, de putere globală neîndoielnice. Dânsii au ales să-și să taie pe la 1400 și ceva și să, și să nu profite de faptul că aveau avans tehnologic. Praf de pușcă, cerneală, sistem de irigații, adică <laughs> dânșii au decis să, să, să se preocupe de, de zidul chinezesc și de pericolele care veneau dinspre, dinspre pământ și nu despre ape. Și acum revin. Și asta e o chestiune pe care istoria ne-a furnizat-o de foarte multe ori. Și Imperiul Roman a crescut și a decăzut, au venit altele, tot timpul este comprension. Imperiul Britanic, Imperiul francez, și așa mai departe. Deci toată arta Găsirii unei formule de, de, de competiție acerbă, dar care să nu degenereze în conflict și în război, este ceea ce ne preocupă pe noi, la modul cel mai intens. Evident, Rusia, terorism, Ucraina, dar, pe fond, e, e un uh, deficitul geopolitic de care vorbeam la început, uh, asta reflectă. Uh, și de aceea încercăm să găsim o formulă în care uh, să continuăm să facem, să avem. Inter, interacțiuni comerciale, investiții, turism, comerț între noi, țările să zic, democratice la nivel uh, internațional și aliații Americii în principal, Japonia, Australia, toți ceilalți, Corea, uh, cu China. Dar să găsim o formulă încât să nu le dăm uh, un avantaj strategic pe tehnologiile care influențează în mod dramatic zona militară, de securitate națională și microprocesoarele sunt, sunt evidente. Ele pot fi folosite și la... Sau inteligența artificială, o competiție foarte intensă. Quantumul, tehnologia quantum, uh, vine, va fi comercializabilă până la sfârșitul acestui deceniu. Și dacă noi spunem acum că ai uh, o ia într-o zonă în care devine complexă, foarte complexă. Închipuiți-vă intersecția între AI și Quantum, în care puterea de procesare crește atât de mult încât AI-ul va fi copilărie, ce se va putea face atunci, în câțiva ani de zile de acum încolo. Deci, cum să, cum să faci în engleză de-risking, adică să, 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 să atenuăm riscul ca să o ia China înainte într-o zonă care ne va domina și militar? Și asta e periculos. Dar, în același timp, să, fi, să, să nu fie decoupling, adică să nu ne decuplăm economic cu dânsii, pentru că este imposibil. E o economie prea mare și are prea multe relații comerciale în toată lumea ca să putem să ne ducem cu dânsii. Deci, competiția acerbă făcută într-un fel încât să. Și cred că dialogul este bun. Faptul că americanii acum au avut întâlniri repetate, secretarea trezoreriei, el a fost și a vorbit cu, cu cei de la ministrii economici din China. Și noi, eu am, eu am discuții și am, am, am contact cu partea chineză. Și spun, bă, în clipa în care vreți să vă faceți arsenal nuclear la echivalent cu Rusia și cu America, până în, în următorii 15 ani de zile. Sau 20 de ani de zile și voi nu faceți parte de niciun sistem de, 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 de verificare, de armamente nucleare, cum există pe lumea asta, am o problemă cu tine. nu e ok. Vrei să fii la masa mare, intră și joci cu regulă. N-am o problemă, modificăm regulă dacă e nevoie. Deci cam așa văd eu lucrurile și așa se vor și, se vor și întâmpla. Mai este o categorie de jucători care sunt foarte importanți și care sunt spus, superputerile regionale nu globale, ci regionale, o Indie, o Nigeria, o Brazilie, un Egipt, uh, uh, o Africă de Sud și altele de genul acesta, poate Argentina, alții, uh, care și dân și vor acum un loc la masă să se reașeze puțin și vor și ei, vreau și eu mai în față, stai puțin, că până acum prea Occidentul a dominat uh, ordinea globală, am și vreau și eu un loc la masă. Și acum știi ce fac? Ei negociază o poziție mai bună și spunem, merge și la Chine și la ăla, spunem, ok, BRICS, Mm -hmm. Brazilia, Rusia, India și ceilalți. Dar indianul vine și la mine. I-a întins americanul covorul roșu gros, așa. Uh, primului ministru Modi. Mm -hmm. uh, Vistă de stat la Washington. Uh, era -a, cunat, a fost 14 iulie și ziua mea, ziua Franței. Pe Champs-Élysées, la Parada Militară, cine a defilat acolo? 3-4 detașamente indiene. Și nu cred că a fost primul an, că acum când a mai îmi fost, spuneți am mai, a mai observat paradele Deci de a e, e o chestiune care este America și aliații săi, Europa uh, și China, uh, India, Iran, Corea de Nord, cam asta este gruparea denșilor. dar este o luptă foarte mare pentru a vedea cum am putea să, să mergem acolo. Și cred că și aici, pentru o țară ca România, uh, când spuneai mai devreme, cred că se numește real estate strategic al României a crescut în valoare. Ok apropo de geografie. Da, este da. este strategic. A crescut. Acum e sus. Acum e momentul nu să... Nu mai stăm la periferie, suntem în da. centru. Dar m mai, mai să investești. E mai valoros. Adică poți să faci lucruri foarte bune. Și atunci cred că și pentru, pentru zonele... Ne facem foarte mult comerț și bine facem. Cu Occidentul, cu Europa foarte mult cred că e o pâine de mâncat, nu doar cu Ucraina și cu, cu, Moldova și cu Georgia, dar e, sau cu Balcanii. Se poate relua în Orientul Mijlociu, se poate face un cap de pot cu Azerbaijanul pentru mai încolo, adică se pot, se pot crea au venit japonezii, e, iarăși cu multe resurse. E, după ce au fost la noi la summitul de la NATO, Japonia, Corea, e, Australia și Noua Zeelandă, Uh, uh, președintele Coreei de Sud a fost la Varșovia, deși eu am un partener strategic cu, cu, cu Coreeni din 96, cred, când s-a luat DU după, uh, uh -huh. -un de U, după. unde e Fordul, acum. La Craiova. Adică mai sunt și alți jucători cu care pot să transfer tehnologie, evident, rămânând ancorat în tabăra occidentală, familia mea. Dar asta uh -huh. nu înseamnă că trebuie să am comerț 90% cu un singur loc. Trebuie să mai am, poate, încă 10-15% comerț și în alte zone. Adică este un, o, o lume care este o competiție foarte intensă între America și China, într-un fel, dar care, de fapt, denotă această transformare a echilibrelor mari. Iar vorbind despre economie până la sfârșit, ceea ce este clar este că va fi un premium ca la asigurare pentru securitate economică, pentru lanțul de valoare după pandemie. Nu mai poți permite să nu ai niște chestiune pentru o criză medicală. Trebuie să le ai mai aproape de tine. Microprocesoare. Polonia și cu Germania, i-au convins pe, pe cei de la Intel să facă o mare fabrică de microprocesoare în Germania și în Polonia. De ce? Pentru că nu vrei să depinzi de, de, de alții. Uh -huh. De unde și valoarea Taiwanului atât de mare? Ea este în sine o valoare foarte mare pentru, pentru geopolitică, dar este principalul producător de microprocesoare din lume. Se întâmplă, doamne, vrește ceva acolo, economia lumii se oprește. Nu mai nici să cumperi nici, nici Dacie și nici Rolls-Royce. Nici avioane și nici vapoare, nu mai merge nimic fără microprocesoare. De aceea, cred că este uh, un... Și România a avut o tradiție de a, juca, de, de, de a juca multivectorial. Și România are o vocație, apropo de geografia noastră, are o vocație multiregională. Eu tot îi spun că România poate să fie o putere, uh, o putere multiregională, nu doar o putere regională, ci și în Marea Neagră, și la Est, și în Europa Centrală, și la Balcan și un pic în jurul nostru. Deci e, eu care sunt jucător geopolitic, eu, eu, asta, asta e meseria mea. Cu onoare simt oportunitățile și cu una simt riscurile. Eu, așa eu, eu așa sunt educat, asta este, ăsta cine sunt eu. Așa m-am învățat viața, asta am făcut. Și în viața publică și în viața personală. Și eu văd acum și pericol, văd ce oportunitate, dar una peste alta sentimentul meu este mai optimist. De ce? Pentru că se va ajunge la un echilibru oarecare. Vom evita războiul între marile puteri, pentru că e un război prea devastator, nu ne putem permite nici unii, nici să intrăm în așa ceva. Și atunci se va ajunge la o formulă în care fiecare încearcă să aibă un loc cât mai interesant sub soare, să profite cât mai mult, dar păstrând limita și anume merge către confruntare și război, pentru că asta ar însemna, practic, sfârșitul speciei noastre și sfârșitul planetei. Și e păcat de ea că e tare frumoasă și mm. chiar că merită să o proteja. Asta apropo de amenințările nucleare care tot, despre care tot mai auzim, nu, nu se mai sperie nimeni de ele deja. Adică, nu, că inițial știam oameni care steau cu uh, plinul făcut la mașină, uh, pregătit să fugă din calea norului radioactiv. Uh, acum nu mai, cred că au consumat benzina. <laughs> cred că s-a consumat, că nu cred că îi mai sperie treaba asta. Uh, real vorbind, din perspectiva mea, și din ce am putut urmări până acum, categoric, arma nucleară, indiferent că vorbim de conflictul din Ucraina, că vorbim de ferească Dumnezeu un război la scară, la scară globală, arma nucleară are doar rostul de a-l de a descuraja pe celălalt să o folosească. Și și nu cred că se va întâmpla această chestiune, iar faptul că dumneavoastră veniți să vorbiți despre treaba asta și descrieți și perspectiva războiului în adevăratul sens al cuvântului, oarecum ar trebui să îi liniștească pe oameni, pe de o parte, și pe de altă parte mi-e îmi ridică altă problemă. În contextul în care China și America Discută despre uh, un război ce ajunge să uh, conteze la nivel de uh, criza microprocesoarelor, de fabrici și de relocări ale fabricilor ca să nu mai depinzi de tehnologie, de inteligență artificială și de tehnologie quantum, de putere de procesare mult mai mare. Uh, iar pe de altă parte vorbim despre un război în care unul efectiv a trimis niște trupe în armate din al doilea război mondial. Peste, peste granița statului învecinat. Chestia asta, din punctul meu de vedere, plasează Rusia într-un con nu cât de mai mare putere, cum ar fi vrut Putin să o, creeze în urmă, să o poziționeze în urma atacului din Ucraina, ba din potrivă. Cred că o plasează într-o zonă teribil de... Uh, Deficitară chiar și vizavi de aliații ei clasici sau de pe țările care lucrau mai mult cu Rusia, cum ar fi China, spre exemplu. Dacă te uiți puțin la istorie, cel mai delicat moment pentru marile puteri este momentul în care începe declinul. Și, în, să zic, în, în literatura de specialitate... Asta se numește managementul declinului marilor puteri. Și declinul de multe ori este relativ lent. Imperiul Roman a avut secole până când s-a dus către, către, spargere și după aia către dispariție. s abrupt. Și managementul declinului este în sine o provocare imensă pentru liderii uh, acelei mari puteri. Chiar și în cazuri mai mici există o, o dificultate, dar cu atât mai mult la puteri foarte, foarte mari. Iar în cazul Rusiei, este clar că dânsii au intrat într-o zonă de declin accelerat al statutului global. Acest război, decizie greșită, repet, e surprinzător pentru cineva care, cum e președintele Putin, care părea să aibă o, o, o metodă de a juca șah strategic foarte, foarte abil și și-a avansat interesele în multe, multe feluri să facă o greșeală atât de, atât de dramatică. De deci, într-un fel, cred că această imprudență strategică care a condus la atât de multe consecințe negative pentru Rusia face parte din dificultatea de a face management de declin accelerat al unei foste mari puteri. Această este și periculoasă. Pentru că atunci când una este când mergi mai lent, și te uiți la, nu știu, la Imperiul Britanic de acum 80 de ani și, și modul în care sau imperii coloniale de pe vremuri. Și are o formă de, de gestionare de declin. Deci acum este o perioadă o perioadă periculoasă pentru că o astfel de o astfel de, de, de superputere nu doar nucleară, dar o superputere în mentalitatea sa are, are o problemă de de management. Aici intervine și relația între Rusia și China, care, în mod evident, China are nevoie de Rusia și o ajută atât de mult cât să-și nu strice propriile interese, adică o ajută nemilitar în războiul din Ucraina, dându-le acces la piața lor cumpărându-le petrolul, ținându-le spatele la Consiliul de Securitate al ONU, nu-i puțin lucru să țină cineva spatele acolo, dar de o manieră care de asemenea este grijulie pentru a nu lăsa Rusia să cadă prea abrupt. Deci de o manieră interesantă și China are un interes ca Rusia să nu meargă prea repede la vale, pentru că în clipa respectivă valoarea de întrebuințare a Rusiei pentru China scade și doi, lumea devine mult mai greu de gestionat. Și e, perioada următoare va fi complicată pentru liderii Rusiei, actual sau viitor, pentru că vor avea de rezolvat o problemă. Țara se duce economic, în primul rând, e, la vale foarte rapid. E, pierderea piețelor europene, deși acum o compensează, mai vinde prin India sau prin China sau prin alte părți, nu face parte pentru că ei avea o legătură și tehnologică cu Europa și cu Vestul, pe care nu pot compensa pe termen scurt. Deci, această problemă rămâne o problemă complexă, și, și de asta noi suntem foarte, foarte atenți. Vorbeam de episodul Prigojin mai devreme, suntem foarte, foarte atenți uh, să nu creăm condiții pentru uh, o, o, un declin precipitat, pentru că ăsta este un lucru care se gestionează puțin, puțin mai greu. Dar, pe de altă parte, uh, viața merge înainte. Uh, bănuiesc că și lecțiile învățate la acestui război le învață și chinezii. Le învață pentru că știu să învețe din lecțiile astea. Le învațăm și noi. Chiar și Rusia începe să învețe lecțiile acestui război. Își dă seama că, spuneai, că e, e modul ăsta de tip sovietic de a, de a conduce o armată este neperformant, este foarte, foarte clar. Deci, care uh, va fi calea de urmat uh, pentru Rusia? Noi sperăm în continuare că, la un moment dat, războiul se închidă și noi nu avem nevoie de o, re de o relație încordată și tensionată cu Rusia, ba, la lung. Nu asta e interesul nostru. Vrem să ajungem la o formulă de coexistență, măcar predictibilă, în care știu că războiul nu mai trebuie să devină o realitate în Europa și de acolo, dar probabil că asta va mai lua ceva timp, pentru că, repet, gestionarea acestui moment foarte greu va mai lua timp și uh, uh, avem tot interesul ca. Eu, lumea și Europa să, să rămână predictibile și stabilă. Vă mai adresez o singură întrebare în legătură cu războiul a, și cu ceea ce ar putea să se întâmple în urma închei, încheierii lui. Dacă dumneavoastră considerați că sfârșitul războiului va coincide cu sfârșitul a, dictaturii lui Putin? Nu e necesar. Nu e, nu e în mod necesar. Uh, dar, în mod clar, va fi un moment uh, definitoriu pentru îndelungata domnia lui Putin. În mod, mod clar. El acum e, e, la, e la, a, la partida de poker strategic, dacă tot vorbim în, în, în astfel de, de termeni. Uh, el a pus toată miza pe acest război. El a împins, știi, cam filme, știi, Pac, Pun. Da, Olin. Și asta este un lucru care este clar că este riscant și contraproductiv și pentru el, pentru regimul lui, pentru, pentru influența și puterea pe care o are el ca persoană și, și echipele din jurul lui ca, ca elită politică și militară a Rusiei. Deci calculul politic se va împleti cu calculul militar, realitatea de pe teren. Costurile războiului, efectele războiului, împreună cu calculele cu privire la durabilitatea regimului politic Putin. Ele vor concura pentru a ajunge la o decizie cu privire la, la momentul și condițiile în care acest război se, se, va, se va fi terminat. Se va termina. Asta nu înseamnă în mod automat că, a, dacă ucranienii au o, o victorie absolut zdrobitoare, e o altă dinamică, dacă războiul mai continuă, e o altă dinamică. Uh, și noi nu, nu, nu lucrăm pe ipoteze de tipul ăsta, ne lucrăm cu, cu, cu ipoteze pe termen lung uh, și cu evaluări uh, practic permanente despre situația de pe teren și situația politică în rusia. Uh, vorbeați despre. Uh, am vorbit la început despre vacanță, și ziceați că dacă vreți vorbim și despre vacanță, dacă vreau vorbim și despre vacanță, și aș vrea să vorbim despre vacanță în ce context? În contextul în care. Eu consider că sunteți unul dintre cei mai de valoare diplomați români pe care bă, noi am avut. Cariera dumneavoastră în politică externă și totodată în ceea ce bă, faceți acum la NATO e impresionantă dincolo de orice afinități cu partidele pe care le-ați avut în decursul timpului de fapt cred că e doar partidul, cred că doar în PSD ați fost dacă nu mă înșel asta cred că nu are absolut niciun fel de relevanță performanța pe care dumneavoastră ați reușit să o obțineți în numele poporului român și a statului român mai degrabă e una vizibilă și vreau să vă întreb dacă perioada asta la NATO este cea mai frumoasă perioadă din cariera dumneavoastră dacă așa o resimțiți dumneavoastră în momentul de față. Nu, cred că este a doua cea mai frumoasă perioadă. Cea mai frumoasă perioadă a fost când eram ambasador la Washington, eram tineri, copiii erau mici, am ajuns cu Ana la șase luni și cu Alexandru la doi ani și jumătate în America. Și m-a am avut acolo o coincidență, s-au 5 cinci ani de zile de mandat și perioada... Bun, ești și tânăr, familia e la început, România era pe nicăieri, pe nicăieri. Ce să intri în NATO, eram vai de, vai de noi. Uh, și am muncit efectiv ca un apucat. Ne știau ei și pe mine și pe, pe nevastă mea și toată echipa din ambasadă ca pe oia care îi dădea afară pe, pe ușă, intram pe geam și acum mă țin minte uh, ca pe un calbraz uh, ăștia din America pentru că am muncit, am muncit mult, ne-a plăcut, copiii erau mici, noi eram tineri și a fost o perioadă foarte, foarte frumoasă. Au fost și alte perioade frumoase. Și politica a fost, și de politica a fost foarte frumoasă. Și a face campanie, deși de multe ori e, nu este totdeauna cum vrei tu sau nu sunt condițiile create ca să poți să, să culegi ceea ce ai făcut, dar mi-a plăcut și perioada de mi-a plăcut perioada de minister de externe. Am, am făcut lucruri bune, am, am ridicat la fizic, statul României la NATO, am închis negocierile la UE. Adică sunt lucruri frumoase în fiecare. Partea de, la, partea de la NATO este o parte interesantă. Eu o văd simetrică cu partea de la Washington. Uh, și ca timp, și ca perioada vieții. Uh, deci eu acolo alergam să bag România în NATO și pe anii ăștia mai maturi ai, ai vieții mele ajung să fiu la conducerea NATO. E într-un fel uh, unde pui sămânța și când iei recolta. De simbolic vorbind, cele două sunt pentru mine... Oarecum simetrice, deși acolo emoțional a fost altceva. Acum copiii sunt mari, și ne pregătim de, de, de nunți, de, de alte lucruri. E altă perioadă din viață. Uh, uh, unde este un lucru uh, foarte interesant aici, în ăștia 4-5 ani de zile de la NATO, este că am lucrat pentru prima dată într-un mediu multinațional. Adică n-am reprezentat România, n-am condus operațiuni românești, n-am făcut politică sau diplomație pentru România, ci am făcut, fac diplomație și politică pentru dita mai organizație. Și acolo vezi în fiecare zi cum fiecare își avansează interesul și cum o, o prăvălie atât de mare funcționează. Asta a fost un lucru excepțional de bun. Și acum dacă stau și mă uit un pic la România cu experiența de aici, de la NATO, văd uh, și punctele tari și defectele mai clar. Știi cum te duci, că am, am fost și eu la să-mi să să fac ochelari. Uh, că uneori mai uh, și folosesc, nu-i folosesc, știi, te dai, te dai fudul că, că ai încă ochii ca și în tinerețe. Și deodată pui ochelarii și încep să vezi foarte clar. Eu am pus acum ochelarii de la NATO și mă uit uh, la țara mea, la care ține în de mult, uh, uh, cu, cu, ochi proaspeți uh, și un pic mai detașat. Asta e marele, marele lucru de la jobul ăsta, că vrei, nu vrei, eu, 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 cum să spun, eu sunt un fel de diasporez, cum spuneai tu, diasporean, da da. <laughs> eu, eu, da, 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 da. cum să zic, în, în, într-un într alt, într alt film. Mm -hmm. Trăind în afară de țară, ne mai fiind în contact zi de zi cu, cu, cu lucrurile care se întâmplă în politica românească, pot să fiu mai detașat și într-un fel mai, mai, mai senin. Sunt mult mai senin și mai pozitiv față de țara mea, decât modul extrem de. de, de, de Uh, încrâncenat uh, cu care am, am părăsit politica din România după 2009 și după perioada aia foarte complicată. Am plecat extrem de încrâncenat de acolo. Uh, nu știu dacă sunt un bun creștin sau nu, dar uh, ce a fost în spate e în spate, ce e în față e în față. Dar astea cele două cele două momente foarte, foarte interesante și, și cred că ele într-un fel... Dacă există destin undeva, sau Dumnezeu undeva, care se uită la tine, că mi-a dat și multe momente grele. Mi-a dat, adică eu le și spun. Uh, și acum vorbește secretarul general al Juc de la NATO, domnul care a fost acolo, cel mai tânăr ambasador, a făcut asta, a pus asta, a făcut Institutul Aspăn, a fost președintele Senatului, uh, a câștigat alegerile prezidențiale, dar de fapt nu, 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 nu i s-au dat. Uh, și acum este ce primul din Europa de Est care conduce. E, 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 știi? Adică, și zic, mă, mai ușor. Lăsați cu prezentarea asta triunfalistă, că viața asta a mea a fost și cu multe momente dificile. Și cu trădări, și cu momente grele, și rămâi și singur. Tatăl meu te iubește când ești mare și tare și a doua seară, a doua noapte, spui, știi cine, te cuiți pe acolo Nu numai nimeni. A doua zi dimineața, nu? Mai. Dimineața mai mult. Deci, în, într-un într fel, cred că există undeva un Dumnezeu. În sensul, în sensul cel, mai, cel mai, să zic, exact al termenului, și cred că, într-un fel, faptul că am fost atât de sincer și atât de onest încercând să bag România în Occident, că asta am făcut toată viața mea. E, și acum mi-a spus, ok, domnul Joana, ok, ai rezolvat. E, acum să te văd ce faci cu România în Occident. Și ce faci mai departe? Că să alegi ca să ajungi acolo. A fost, ok. Acum ce faci când ești acolo și cum își joci cărțile aici? Deci a fost, cred, cred că, efectiv, e, e, ca un fel de curcubeu frumos, așa, care pleacă de aici, sper că nu se închide aici, dar oricum, eu le văd mai frumoase. Mi-a plăcut mai mult atunci, pentru că eram la început de viață și cu copiii mici. Îmi place enorm de mult acum, pentru că sunt suficient de matur, de înțelepțit și de detașat de patim din astea care fie vârsta, fie politica ți le dau și eu le văd parte din, din aceeași experiență. Cred că, cred că și încurajez pe cei mai tineri să asta le spun de fi. Și vă spun și acum, pentru că publicul tău este foarte tânăr. Când am plecat în anii 92, am plecat la școală în Franța. Și pentru că nu călătorisem în Occident înainte de 89, cum era pe vremea elaltă. și am avut șansa să merg la o școală foarte bună de administrație publică din Franța, și mi-aduc aminte cât de timorat am ajuns la școala aia. Un complex de inferioritate pronunțat la mine. Și mm. uitați-vă la mine, astăzi că sunt rela relativ bine în pielea mea. și știam cunoșteam limbi străine, eram un copil serios, am făcut am avut șansă de școală, am făcut școală pe bune. De eram atât de provincial în, în, în mă întâlneam cu cei care urmau să fie președinții Franței și miniștri, chiar ministra de externă Colona, mi-a fost colegă de clasă. Actuală a Franței. Și ușor, ușor mi-am dat seama, și asta este sfatul meu și încurajam pentru tinerii români și tinerele din România, indiferent de unde sunt și că sunt la Londra și se uită la tine sau se uită de la Iași sau de unde se uită, vă dau cuvântul meu de om, că nu există absolut niciun motiv de a te simți inferior și complexat față de oricine din lumea asta, dacă îți vezi de treaba ta. Suntem atât de inteligenți, și de adaptabili. Și atât de ușor asimilăm elemente de noutate, este incredibil. Și rugămintea mea este să să, să, încercăm să să încercăm să lăsăm puțin deoparte faptul că dacă vine unul cu un pașaport de la o țară mai răsărită, automat eu mă simt un pic complexat față de respectivul. Niciun fel de urmă de complex. Nici cu o coșenie uh, uh, nejustificată. Nu vreau că acum să ne apucăm să spunem. Uh, da, ce au fost primii și în Franța. Sau ceva de genul ăsta. Dar, uh, dar nu este niciun fel de motiv de, de, de a te simți inferior în vreun fel sau de, de, de rangul 2, cum am avut de acum, aceea cu rangul 2. Uh, deci e, e, se poate face treabă. Și dacă, într-un fel, experiența mea uh, poate fi ilustrativă sau poate un pic, uh, un pic de inspirație, este că dacă vezi de treaba ta și nu te dai bătut când vin momente mai grele sky is the limit sau the space is the limit acum, că acum am, am da, exact. ne, ducem duce mai departe de, de, de Știți văzuc. Ce, ce, mi se pare mie e foarte curios. foarte curios, de fapt, adică nu, e o percepție pe care eu o aveam bazată pe anumite întâmplări din viața mea. Țin minte că în anul 2020 lucram la Canal D și Chiar lucram, în sensul în care mai și dormeam pe acolo, în anumite momente, și abia a început 40 de întrebări cu Denis Rifai. Cred că una, prima sau a doua, invitată a fost doamna Dăncilă, care nu mai era în funcție, nu mai era prim-ministru, cred că era doar deputat sau ceva, era pe finalul mandatului, dacă nu mă înșel, nu vreau să fac vreo, vreo greșeală. Știu sigur că beneficia de SPP pentru că m-a trezit un SPP-ist. Uh, ca să verifice ce se întâmpla pe acolo, probabil așa fiind protocolul. Uh, în momentul în care am stabilit întâlnirea de astăzi, eu mi-am imaginat că la ora două mai întâi vin niște oameni și după aia, pe vreo 10 minute, veniți și dumneavoastră. Și colegul meu chiar râdea de mine și tot așa, nu tot uitam pe afară Și am râs mult pe subiectul ăsta. Era în momentul în care v-am văzut că ați venit singur și uh, uh, foarte casual și foarte uman și mi-ați și povestit, a reieșit din discuție că zburați cu zboruri comerciale de cele mai multe ori. Uh, treaba asta mi se pare uh, oarecum, pe uh, de o parte, când îmi dă mie preconcepția peste cap, pe de altă parte, mi se pare tare faptul că dumneavoastră vă duceți și vă întâlniți cu Biden și cu Zelensky la uh, Vilnius sau la Vilnius a fost summit-ul, nu? Și după aia veniți uh, veniți cu un uh, avion cu mulți alți români înapoi în țară la uh, București, mergeți cu mașina personală la un podcast, la un băiat acasă, mi se pare tare chestia asta. E, eh, nu, mai mai merg și cu oficialul, adică nume, dar, uh, eh, nu mai, dar nu am o chestiune care o am de, nu știu, de unde o am. Uh, uh, în weekenduri Uh, aproape niciodată nu, nu chem pe cineva uh, care ar trebui să fie cu mine șoferii, uneori protecție, că mai ai nevoie și de chestia asta, în weekend încerc din răzputeri să-i las pe oameni acasă cu familie și să, să stea liniștiți acasă. Uh, când mă duc la servici, mă duc cu angarale după mine, dita mai mașinoiu, adică nu, să nu parcă mă duc la servici cu trotineta, că nu mă duc. Uh, dar când pot să... Când pot să, să... Și mai e ceva, uh, uh, mai ales că n-ai poziții de astea importante, e ușor să te ia flama un pic. Și să ai impresia doar pentru că ai ajuns în poziția asta că ești mare și tare. Într-un fel e un fel de reality check. Adică <laughs> ia mai mergi matale prin, prin oraș, și mai mește okay. cu, 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 low că după aia o să încep să crezi că ești mai, mai decât ești. Și da. cred că pierzi și contactul cu oamenii pentru care lucrez. Până da, la și urmă face plăcere, îmi face plăcere într-un fel să, să, cum să spun, și la voi. Altfel, dacă veneau niște asta și într-un fel totul era mai artificial un pic, nu? Categorii, da. Să, să vin la voi cum e și chiar, chiar frumos la voi. Vă mulțumim, e, e chiar, 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 frumos și, și mă bucur să vă văd că vă merge bine și vă da Dumnezeu să aveți în continuare. Unde da. plecați în vacanță? Mâine plec în America, un pic de muncă, dar și două, trei zile mai liniștite. Mai vin odată la Bruxelles ca să mai conduc o ședință mai mare de a noastră și după asta, după asta intru în vacanță. Deci undeva pe final de iulie am două săptămâni jumate de vacanță și chiar vreau să profit de ele. Termin deschis o carte, mai mai citesc, mai ascult, uh, am primit cadou de ziua mea niște căști, ascult multă muzică, îmi place enorm de mult muzică, vreau să mai fac sport mai mult, adică un pic de, de odihnă din asta intelectuală și fizică cât se poate. Am, uh, știu că ați declarat chiar cu un an în urmă, a fost uh, discuția... Era mai 2022 când ați fost la un podcast la Mihai Morar și bineînțeles că inevitabilul s-a produs și acolo. Nu mă pot abține să nu întreb și eu că poate într-un an de zile s-a mai schimbat ceva. Știu, am în clară în răspuns o minte de atunci, de acum de un mai an de zile. Uh, și uh, vă spun sincer că exact așa cum zicea și Mihai Morar că toată lumea îl întreba, Uh, îl ruga să vă întrebe dacă veți mai candida la uh, alegerile prezidențiale. Femininii și mă mai întreabă. Toată lumea cu care am vorbit despre înregistrarea episodului de astăzi, mi-a zis, a, următorul președinte și face campanie. Să-l întreb dacă ai curaj. Sigur, că nu trebuie curaj, până la urmă. Adică, nu e ca și nu-l întreb nimic intim, îl întreb ceva ce dacă va fi să fie, va fi public în toată țara și în interesul întregii țări. Drept pentru care nu aveam cum să colesc întrebarea dacă vă gândiți să acceptați vreo propunere de candidatură pentru anul viitor. Nu, nu, a, nu aștept nicio propunere de candidatură din partea anima noi. Întrebarea e la mine. ca la fiecare dintre noi. Întrebarea este ce vrei să faci cu viața ta și ce îți propui să faci pentru perioada următoare. Și răspunsul este că încă nu am toate răspunsurile și o spun la modul cel mai onest. Știu un singur lucru că, că viața nu se termine după ce termin jobul în NATO. Asta e, asta e destul de clar. Și, și jobul NATO se termină la sfârșitul. Se, anului acesta. Se termină undeva anul viitor. Acum avem și o situație nouă, în sensul că secretarul general Jens Stoltenberg, colegul și prietenul meu, a fost rugat de alia să mai stea încă un an uh, și eu aveam mandatul prelungit a doua oară ca să asigur succesiunea la viitorul secretar general, deci este o, o chestiune importantă din punct de vedere etic și profesional. Trebuie să fiu sigur că nu plecăm amândoi în același timp. Mm. Asta e o chestiune care e oarecum tactică. Dar strategic vorbind este, este o chestiune care... Uh, uh, sunt mult prea vaccinat la sportul ăsta uh, ca să mă duc și să iau decizii atât de importante uh, pe picior. Sunt bucuros de faptul că se pare că lumea se uită, poate și jobul ăsta de aici, poate și războiul a făcut să fie, să zic, ceea ce fac eu mai apreciat decât de obicei, nu-mi dau seama. Uh, dar uh, vă spun un singur lucru că uh, voi încerca să fac ceva cu viața mea și după ce fac la NATO iar pentru mine a face ceva cu viața mea poate să fie în continuare o chestiune într-o treabă mai instituțională sau să continui să fac ceea ce fac și am făcut în anii care n-am făcut politică pentru că nu e prima oară nu fac politică Institutul Aspen să investesc în cei tineri să uh, mă duc să predau, uh, de ce nu să fac un ban uh, pentru că poți să te duci să lucrezi și să, să faci lucruri interesante și să îți vezi de viața ta fără să te mai legi la cap cu, cu altceva. Deci nu, nu, nu e nici campanie, nici precampanie, nimic altceva. Pur și simplu, în clipa de față, încă nu am toate elementele ca să pot să iau o decizie educată. Iar când o să fie elementele clare într-un fel sau în altul, am să mă hotăresc eu ce vreau să fac. Propunerea așteptăm cu mult interes. Nu asta e propunerea. Propunerile tot timpul sunt plăcute, adică nu, 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 le, nu le alung de aici de undeva. Dar nu asta este, nu e ordinea asta. Ordinea este tu cu tine. Ești tu pregătit, ești tu așezat, ești tu chiar crezi că uh, pentru etapa următoare trebuie să faci A, B, C sau D. Apropo de destin și de Dumnezeu, Dumnezeu m-a dat acum, uh, cum era pe vremuri la, 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 la camioanele Steagul Roșu, vă spre prea tineri, erau din alea care mergeau așa șui pe șosea și ca să pornești motorul dădeai cu manivela. Okay. Dumnezeu mi-a dat șansa de la NATO și mi-a dat o tură la manivelă încă o dată la, 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 la motor. Mașina merge, merge bine și am vedea unde se, se oprește. Deci, iar faptul că vin la tine, ea, vin la tine pentru că unul am fost extrem de m-am uitat și eu la podcast și mi s părut foarte, foarte interesante. Și vreau să comunic mai mult cu cei tineri și foarte tineri, pentru că cred că face parte în fel și din obligația mea și nu e nare nimic electoral, mai ales că cei tineri și foarte tineri cu politica nu sunt cei mai entuziasmați de așa ceva de obicei. Deci o fac pentru că vreau să să, să să putem vorbi și cu ei și să, să putem să și eventual să avem poate și feedback de la ei, sper să fie bun. Ceea ce cred că ar trebui să înțeleagă tot mai mulți oameni, că dialogul ăsta e și comunicarea asta e cea mai importantă chestiune bă, posibilă, iar maniera în care dumneavoastră comunicați și având și bă, informațiile bă, potrivite, corecte, uh, cum ar zice, tot înțelesul trec pe, pe înțelesul trecătorului de pe zebră, știți ce vorbiți, adică nu, uh, nu sunt niște aiureli. Discuția, mi se pare că uh, orice discuție în care dumneavoastră sunteți angrenat, mi se pare că uh, merge doar pe lucruri. Certe, Nu pe presupuneri, nu pe supoziții, nu pe uh, prezentări de uh, argumente valide, chiar dacă validitatea lor scârție uh, din uh, temelii. Uh, eu sunt onorat că ați fost aici la mine la podcast. Sunt convins că oamenii care se vor uita, se vor uita cu interes la, la materialul ăsta să știți că nu e chiar public foarte tânăr, adică e public tânăr, dar media e undeva aproape de 35-40 de ani. Cel puțin, așa zic statisticile. Că, bine, mi-e și greu să cred că acum la un podcast cu Mircea Joana în uh, un copil de șapte ani și o să fure tableta tatălui ca să se uite la el. Uh, dar, uh, cu siguranță, uh, mesajul pe care uh, dumneavoastră îl transmiteți uh, de un optimism și realism al situației, pe care trebuie să conștientizăm oportunitatea pe care o avem, cred că asta e, uh, asta e esențialul. Uh, mai departe, uh, exemplul unei uh, cariere de succes, chiar dacă ați fost cu adevărat uh, în uh, momente în care unii au dispărut, adică după ce au pierdut o candidatură la prezidențiale, majoritatea nu s-au mai, nu prea s-au mai întors, alții nici nu au mai ajuns să candideze, că nu mai știm nimic despre ei, au fost doar interimari. Uh, o perioadă scurtă și faptul că dumneavoastră ați fost tot timpul în, uh, într-o. Uh, Ascensione per ensemble. în ceea ce ați făcut arată faptul că se poate face performanță la nivel foarte înalt. Că acolo nu mai e vorba de politică. În cadrul NATO, deja nu mai vorbim despre politică, vorbim despre cu totul și cu totul altceva, e stratosfera respectivă și atunci e un exemplu de performanță, așa cum am mai avut români performanți și în alte domenii și e bine să-i vadă lumea și să-i vadă să înțeleagă de ce au fost performanți românii respectivi, pentru că în felul ăsta se, înțelege că se poate sau se frustrează, că două variante. Vă mulțumesc tare mult că, că, ați venit aici și vă doresc vacanță minunată și încă o dată la mulți ani pentru ziua de ieri. Mulțumesc mult și vă mult, mult succes. Mă bucur mult că suntem împreună și celor care nu sunt în cadrul mulțumiri la fel de caldă. De, de cum e vremea afară. <laughs> da, noi filmăm într-una dintre cele mai caniculare zile din an. E perioada dacă o să vă uitați la acest material peste timp, că se mai întâmplă, asta e avantajul YouTube-ului, când o să vă uitați așa peste an, să știți că cel mai probabil s-a atins recordul, mai că nu o să mai fie. E iulie la 2023, cu 39 de grade la umbră. Vă mulțumim tare mult pentru că v-ați uitat la noi. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, să-l răsplătiți cu un like și să-l distribuiți și prietenilor voștri, dar cel mai important, exact așa cum spunea și domnul Joana mai devreme, să avem parte de un feedback în secțiunea de comentarii uh, pentru episodul pe care uh, noi tocmai ce am terminat să ne înregistrăm, și voi to tocmai ce ați terminat să-l urmăriți. Nu uitați uh, din suflet să vă rog să intrați pe canalul Radu Țibulcă Show, unde doar dacă, vă, doar dacă priviți materialele de acolo, vă să vedeți dacă vă plac. Și dacă vă plac, nu uitați să vă abonați și să ne lăsați și acolo cele necesare pentru a putea continua. Adică like de astea nu costă, dar ne ajută pe noi, că devenim mai vizibili. Și vă dorim în continuare o vară minunată o să vină în continuare episoade săptămână de săptămână până când noi ne întoarcem din vacanță și vor veni, va începe un nou sezon. Când îți 39 de grade, asta facem. Tragem pentru a putea să nu lăsăm poziții descoperite, că dacă sunt descoperite după adversarul, imediat ați văzut cum acum ai săpat trei rânduri de tranșee dar moderne, nu de alea rusești și treaba e bună. Mergem în vacanțe și noi. A, vă mulțumim! Doamna, ajută!